Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. În episodul următor au avut, la pe un rănit care era pe, pe targa acolo, uh -huh. și de unde ești tu băiete? Și omul spune, din insulele Virgine. și <laughs> de nu am mai chemat un alt profesor și mi-au dat ceai și am stat de vorbă și finalmente de zice, vrei să vii la mine acasă? Da, deja luat, da. <laughs> Există și uh, anecdota cu ofițerul nazist care vine la Picasso și se uită la Guernica și spune asta s-a creat dumneavoastră? Și el spune nu, asta s-a creat dumneavoastră. <laughs> Acest decan care după aceea mi-a explicat că el e într-o situație complicată cu soția lui care a plecat și de fapt e singur și dacă nu merg să-i văd colecția de timbre. <laughs> și uh, Don Sergio Pas cu pas și a revenit și fizic și că a început să dea capac în vestiar, după cum e stilul bine cunoscut. Da. Ele sunt toate deschise și umblă muștele pe ele. În al magazin ele sunt doar acoperite cu un celofan și muștele stau pe celofan și da. sunt diverse calități. În altele și... nu mai nimic, că le-au mâncat muștele. Ești de povestea. acord cu cartofi prăjiți cu maioneză? Sunt de acord cu cartofi prăjiți și cu zgură. <laughs> și acum ce pui la cale? Acum e secret ce pun la care. Am să te rog, cum să spune, deci te rog să le povestești acestor oameni ce ai evitat să povestești data trecută legat de Chișinău. Deci cum ai procedat Când te-ai dus tu singur pe stradă, Eu sâmbătă, sâmbătă dimineață sau duminică dimineața? să faci ce? Să iau plăcinte. Așa. Da, dar ce e? Ceva infamant? Nu, nu, dar n-ai zis, n-ai povestit, ai evitat. Da, am de... ascuns acest lucru colectivului, da, cum să da. se spunea. Cu deci verboni. cum ai făcut? Ia. Uh, am aflat de la unul dintre colegii de expediție, da? Lidia Bodea, de la Așa. Humanitas, că există un magazin care se cheamă Lumea Plăcintelor. Lumea Plăcintelor. Și care deschide la 8, ca asta era important, ora la care deschide. M-am dus într-acolo vis-a-vis -vis de piața centrală. Am ajuns la piața centrală, n-am găsit nu. magazinul. Băcat. Erau trei polițiști acolo, i-am întrebat pe ei, niciunul nu știa, dar mi-au spus, da' stați să-l întrebăm pe dânsul și mi a arătat spre al patrulea polițist care părea hrănit numai cu așa ceva, o deci, chestie Că Rubicon de eufemism. Nu, era mult peste tine. Da? A, așa, l-am întrebat și nu mai este lumea plasinților, s-a închis de mult. Da, veniți cu mine. Și m-a dus pe o stradă Așa? unde exista magazinul Cuptoraș. Cuptoraș. Plăcintăria Cuptoraș, care însă, din păcate, în săptămâna aia avea program de la 11 la 18. Ghinion. Ori noi la 11 trebuie să fim în drum spre aeroport. Da. Uh, sau chiar în. Și uh, tot el mi-a spus, nu-i nimica, vă ridicați aici pe Bulevard și stânga pistifan și-l și Sfânt și este plăcintăria... Whatever, care? Jardins, Jardins, ceva, ceva Arunc. de genul ăsta și acolo, și acolo am găsit plăcinte da. fierbinți Am întrebat, sunt proaspete? Acum le-a scos La 8 dimineața 9. Nu, nu era 8, era spre 10, spre spre 10, 10, 10 9 jumate, dat. cam așa deci care să zic că... Am luat cu nădejde Așa. în ideea că o să mănânce grupul. Cu excepția lui Cristi Preda și Sorin Ioniță, care se recuzaseră deja. Mâncaseră mult cu o seară înainte. Cristi Preda și Sorin Ioniță nu mănâncă plăcinte. Ce nu, n-au vrut da. atunci. Au A zis posiune, nu da. pentru noi, nu. Bun. Și am da. luat corespunzător pentru restul grupului. Câte două, două plăcinte de persoană. Sabina, Emilia Cercan, Lidia, da. da. Gabi, Maz... Așa, chiar și, și ultimul cu da. voia noastră. Bun, ajung, fac apelul, Gabi da. era prin oraș și a zis că vine ea la un moment da. dat. Emilia era lângă noi la sala de mese și a spus da. că eu am intoleranță la gluten, nu pot. Da. Lidia n-a vrut pentru că visase ceva neplăcut legat de plăcinte, da, nu spun mai mult, deși știu visul. Așa, și? Și am rămas cu Sabina. Sabina Fati, care, vine cu Sabina astăzi Fati, la podcast, care o să da. vină la noi, dacă o să invitat invitatul ediției, și care am mâncat vitejește două plăcinte două cu varză, fiind vegană. Două am mâncat și eu, de eu ne fiind vegan. Una pe cu brânză, da. Una cu brânză și una cu cartofi, să trăiți. Așa. U, cu cartofi, da. Și Așa. pe celelalte le-am luat și. Nu am avut inima să le las acolo orif. în camera de hotel, Sigur, totuși eu da. fac curat după mine, da. adică e, frumos, camera arată ca și cum aș fi fost nelocuită. ce ai făcut? Le-am băgat în buzunarul valizei și le-am dus acasă pentru consum domestic. Câte au fost? Să fi fost opt. Să fi, da, fi fost. Da, 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 da. Dacă nu mai multe, dar opt în orice da. caz s-a mai luat și două, am uitat cum se cheamă, care nu erau din lotul ăsta. Deci băteau spre Vedeți, Băteau, eu? de băteau, Am băteau. spus că trebuie povestit, că s-a ascuns da. colectivului, că s-a da. venit Da, cu... dar eu acasă am mâncat una singură. Sigur, le am mâncat Irina pe care le-a luat, le luat și le-a dus la le serviciu. Le-a dus la serviciu Așa, și acolo am mai împărțit și am mâncat și ea și da. totul s-a terminat cu bine. Așa. Da. Doamne, ajută la toată lumea Așa. Să, ha, Dar plăcintele să din Chișinău sunt, sunt minunate. Asta da. voiam să vă zic. Și cu ocazia asta, vorbim cu Radu Paraschivescu, am aflat că uh, știe și despre scovergi. Da. Și anume că există... Sco există scovergăria micăi vis-a-vis de magazinul de galerile Lafayette, fost un magazin Victoria din comunism. El nu a Inter voie nici plăcinte, nici scovergi. De-aia e interesant că... Car, da, da, ai voie să deci informația Da, da, da Stai, Deci există o, există aici o scovergărie aici la noi la intersecția dintre Calea Victoriei și Lipscani, chiar pe colț da. um, Oamenii sunt prodigioși, deci fac 25-30 de feluri de scovergi Nu fac numai scoveri, fac și produse, alte produse de patiserie și fursecuri și pateuri și strudele și niște pizza... Ovale așa o care seamănă cu pidele turcești. Recunosc acum în fața națiunii că de două ore am cedat. Ai mâncat covertul. Și am mâncat coperții. Am mâncat toate una cu mușdei. Aia este ceva cumplit cu mușdei, da? Și da. Da, exact. Ce înseamnă să mergi pe jos, habar n-am da, dacă, dacă e... nu mă dau jos din mașină. Da. Doamne, dacă și alta mă dau jos cu... din mașină, cred că aș mai vezi. Ton chile. ceapă și încă ceva, ton ceapă, roșie și încă ceva, dar au toate ororile au cu jumări, cu cartofi și jumări, cu. Bine. au și dulci dacă. Pentru că vrei, a început ceva. pe chestia asta, eu am fost la uh, Constanța uh -huh. uh, recent și uh -huh. acolo vă Denis m-a dus la un loc unde să fac platoașe. Știi ce platoașe? De-alea cum îți da. plac, da, plac da, ție. Da, da, da. Cu cartofi făcuți, prăjiți și copți și nu știu cum. Eh, te cipsuri, cipsuri naturale făcute din cartoful <laughs> ăla. Cipsuri naturale? Cipsuri naturale, că <laughs> da. nu s de alea de la așa, făcute da. de oamenii aia mm -hmm. de acolo. După care, inelușe. Bine cu ceapă, da. așa. Da, 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 da. Și onion rings, cum se ide, zice, în românește. da Onion uh. rings, da, și la un moment dat s-a mai pus uh, uh, bine, ca astea, că au fost și niște coaste și no. uh, cu... jumări mici au fost. Jumări mici, nu. Dar au încă niște tobă și niște icre la Tobă... Tobă. No. Icre, no? da. Icre, icre, da. S-a da. Da, da. Ah, mâncat așa spre un borcănaș da. și ah. a fost uh. o chestie interesantă că s-a pus un pic de. Uh, Păstrăv, cred că era făcut mm. cu unt, care era făcut ca o pastă, așa. Mm. Mm -hmm. O nenorocire. Da, 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 știu. Riet. Un fel de riet. Care alături da. de cartofii despre care ți-am povestit A, și șa. toate astea... S-au dat că măsura -a... dezastrului. Da, da. să puteau lua și doi morcovi și niște... Ai, de da, astea. era păcat. Era adică, păcat de masa totuși. Da, da, da. O frumusețe. Cred. La te, cred. poți să te gombați da. da. și eu, nu te las da, 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 da. Da, da, da. Tu la Constanța ajungi greu, eu la Scovergărie pot să ajung mâine dimineață. Da, da, nu te duci pentru că... Nu mă duc da. pentru că sunt într-un program de reabilitare medicală. Bine ați revenit la Vorbitorii și salutare, Radu Paraschivescu! Pe salut, Cătălin Striblan! Astăzi o să avem o invitată absolut extraordinară cu niște povești pe care, vă jur, nu puteți să le auziți nicăieri în altă parte. Este absolut fantastic ceea ce ne va povesti Sabina Fati și din călătoriile sale, da. niște locuri pe care nu le vizitez. Deci astăzi avem un om care a mers la Bagdad și la Mosul. Ca să... Și în alte locuri. Și da, în alte... Da, da. Da, am zis că vorbim facem da, o mână de om, dar mâna aia apare de cremene. Da. da. Ceva și de un curaj formidabil. Nebun. Deci, stați aproape, în câteva minute urmează și avem toate rubricile obișnuite. O să vorbim de fotbal, de mâncare. Și ja am vorbit de mâncare destul. Suntem doi mâncăi, dar vă propun să pornim de la o îngrijorare importantă, aș zice, și o faptă bună. A mai hmm. multor oameni, o să-i. Numărăm imediat și pe oamenii aceia, dar îngrijorarea e așa. În România, potrivit calculilor, datelor, statisticilor, ziceți-le cum vreți, românii mai citesc 5 minute pe zi. Știu, sună prost, poate sunt date, știi cum e la statistică, poate nu sunt cele mai bune. În cazul unora chiar e bine, 5 minute pe zi. Sunt unii care cărți. nu citesc. Da, cărți. cărți. Sunt unii da. care nu citesc nici atât carte pe zi. Și de aici pornim... Uh, și de la încă un lucru pornim. Uh, bun, în lumea modernă poate nu, poate pare așa, haideți, domnule, nu mai avem biblioteci. Da. De la vreo 16.000 înainte de uh, 1989, am ajuns cam la vreo 8.000 și ceva cu scădere da. Da. accelerată accelerată. și multe dintre ele din astea 8.000, ca să fim cinstiți. Sunt, cred că bibliotecile din, din școli. Din școli. Păi, am, exemplu, ăsta, da. mâine vine la mine un prieten care ia niște cărți de la mine eu le dau. Singura mea rugăminte a fost să vină el să le ia să nu mă lase pe mine să mă car cu ele, că sunt om în vârstă. Cum, a pentru, cum o da, cu, cu de la Pentru o bibliotecă școlară care este în același timp și biblioteca localității. Motiv pentru care e bine că nu sunt doar cărți pentru copii, sunt și cărți pentru copii, dar sunt și cărți pentru adulți, să spunem. Crezi da. că am pierdut noi dorul de carte? Crezi că e evoluție firească a societății? Crezi... Adică... E o combinație. Pe de o parte sunt noile tipuri de lectură. Da? De la Kindle la, nu știu, calculator. Prin urmare, important este să-ți păstrezi obiceiul cititului și dorința de a te ține informat și de a-ți oxigena mintea cu cum trebuie. Altfel, da, este un fenomen anticipat de multă vreme. Și un fenomen care, la un moment dat, va duce la dispariția totală a librăriilor și a cărții pe suport de hârtie, care va deveni o piesă de muzeu. E în firea lucrurilor. A, că s-ar putea ca lucrul ăsta să se petreacă peste 200 de ani, s-ar putea să se petreacă peste 100 de ani sau peste 700, ani, dar se va petrece. La fel cum s-a întâmplat cu telefonul fix. Cred că nu va rămâne o sectă... Da, a, nu nu va a cititorilor Peste 300 de, carte. de ani s-ar putea să nu mai rămână. Adică, tu e... știi pe cineva care citește incunabule? Sau no. papirusuri? Păi exact asta o să se întâmple. Nu, nu, e, okay. nu e ceva da, tragic. E da, ce ține da. de mersul civilizației. Probabil că peste, repet, nu știu, 300, 400, 700 de ani, cartea nu va mai exista decât ca exponat într-un muzeu. Ziare nu mai citim. Reviste de Există și ele dat. din ce în ce mai puține. Da? Există site-uri. Uh -huh. Nu trebuie să ne alarmăm. Trebuie să ne alarmăm că lumea pierde obiceiul cititului. Nu că uh, nu mai sunt cărți pe suport de hârtie sau că sunt mai puține sau că nu mai sunt biblioteci. Ele vor uh, dispărea în continuare, vor fi înlocuite de altceva uh, și eu nu sunt catastrofic, să spun. Înțeleg uh, impasul de acum. Pentru că acum nu e momentul pentru dispariția cărții. El se va coace și va fi cândva, dar nu este acum. Acum însă se închid librării, e adevărat că se, se mai și deschid din când în când, se închid biblioteci, asta a păsat. Deci este un lucru pe care îl simți, îl constați. Eu am fost într-un program numit Biblionet, și față de anul în care am fost eu implicat în programul ăsta, adică în 2012, cu exact 10 ani în urmă, numărul bibliotecilor a scăzut drastic. Acum, eu am o veste bună aici și ea sună în felul următor. A, și voi, locul tău de muncă Humanitas, e părtaș la, la mm -hmm. chestiunea asta, ci există un program al de deman da. care... A, cred că ăsta e termenul, reîmbogățește sau pune uh -huh. la punct sau reface 30 de biblioteci școlare, dar da. din zone atenție de că și asta e o, da. și le e dotează o cu carte. Le dotează cu carte, sunt 30 de ani de Dedeman și atunci uh -huh. s-au ales 30 de biblioteci din 30 de zone defavorizate, biblioteci școlare. 5 dintre ele sunt în proiectul Merito, restul uh -huh. sunt separate. Nu e numai de deman aici, e vorba și de Humanitas care dă cărțile. Uh -huh. Mai este uh, asociația SOS Satele Copiilor din România care are o mai veche muncă în toată chestiunea asta și Asociația Culturală Cărțile pe Față, uh -huh. da? Deci oamenii ăștia uh -huh. s-au grupat, s-au uitat în România cred și Cred că e vezi... Victor Marian la Cărțile pe Față. Da, așa. Da, așa da, care, pe care îl și cunosc. Da, știu, oamenii au Care a au fost pus liberar la noi. Așa? Și după aia, în altă parte, dacă nu e o coincidență de nume cumva, la Cartea la Nisible, la Timișoara, cred, cred okay. că el... Oamenii ăștia au pus cum ar fi mână de la mână mm -hmm. și am zis, mă, hai să mergem la copiii ăștia care sunt într-o situație, atenție, dificilă da. sau mai dificilă ca altora să le punem o carte în mână și aici, eu am vorbit apropo de chestiunea asta unde să fac diferențele mie mi se pare spectaculos, am vorbit cu doamna profesoară Găzdac Vasilica Găzdac de la Salva, din Bistrița Năsoul mm -hmm. Salva e o localitate la intersecția două drumuri naționale, unul duce la Cluj unul duce spre Bistrița, în partea aia, la altă și uh, mai are vreo 4.000 de locuitori, că na, se depopulează. Școala din localitate e și uh, școală, dar și școală profesională. Copiii de acolo se duc. Doamna asta e școlită la Suceava și la Cluj, dar s-a întors acasă. Și marea ei calitate e că a reînvățat să refacă școală, să o rescrie, ea scrie proiecte europene și a tot mers prin lume. Și a zis, bă, ce pot să iau eu din lume? De unde da, țările în care da, mă duc da. eu Să aduc aici la Salva, la Bistrița Năsăud Și a zis așa zice, domnul a văzut în Anglia În școlile din Anglia, zonele de liniște mm -hmm. Unde copiii citesc Și uh, am ajuns la concluzia Și vorbim și cu unii și cu alții Că experiențele sunt împărtășite Copilul trebuie să simtă cartea ca să aibă plăcere Și atunci în școala asta Are crea niște zone de liniște Și așa, când citești Trebuie să ai cartea în mână, să poți să stai întins pe spate Pe burtă să pui cartea sub burtă, să o simți. Să pui cu burta pe să carte? Să te pui cu burta pe carte. <laughs> să simți șalele, să simți <laughs> cartea, să simți cotorul cărții. Zice, doamne cartea, ca să fie iubită, trebuie simțită. Și mai are doamna o idee, zice, aici la școală, biblioteca trebuie să funcționeze și când e vacanță, și păi aveți bibliotecă, Zice, nu? Dacă e în câte un părinte. Și zic, două părinte. Ia-mă de la 7 la 3, astăzi ești bibliotecar aici uh -huh. și stai când vor veni ăștia și să le dai uh, să le dai cărți. dai mi s-a părut absolut formidabil. Și da, frumos, frumos. acum vine întrebarea mea către tine. Bun, e cartea face, uite, într-o zonă din asta în care chiar sunt probleme cu copiii mult abandon școlar. Știu. Enorm am fost profesor la țară. Ai fost profesor la țară. În anii 80. Face, dacă îi pui o carte în mână să. Să face, o, are, are, să face o diferență? Nu știu dacă e românește a face, uh, face o diferență Să face diferență Nu pot să spun un da răspicat uh. Depinde de multe lucruri Depinde de agenda acelui copil Eu am fost profesor acum 40 de ani Dar atunci erau copii care ar fi vrut să pună mâna pe carte Dar fie n-aveau curent electric că li se lua Fie trebuiau să meargă pe holdă cu vaca Fie trebuiau să aibă grijă de frații mai mici și azi e la fel, să și azi e la fel. De deci, nu poți să spui că apariția unei cărți te, te schimbă, mm. te dă peste cap și te face altul. Nu. Sigur că e un sprijin bun și un sprijin util și de demn face o chestie nemaipomenită, insistând pe zone defavorizate, pentru că n-are rost să deschizi sau să dotezi o bibliotecă școlară din Timișoara sau din Cluj, din orașe. Nu? Te duci în zonele unde lumea nu are acces. Um... Dar nu depinde doar de dragostea copilului, de felul în care îi trezești copilului un sentiment bun față de carte. Depinde mai multe lucruri. Depinde ce îl învață și părinții pe copilul ăla. Că s-ar putea părinții să-i spună lasă, mamă, tâmpenile alea de acolo, lasă tu să înveți să tai lemne. Aici e partea frumoasă. Eu ți-am zis că vorbeam cu doamna profesoară. Așa. Doamna profesoară mi-a zis așa, dar eu am ținut foarte tare și am vorbit mm -hmm. cu Humanitas să aducă și cărți pentru părinți, mm. pentru că eu pun cartea în mâna părintelui, zice Doamna Găzdac și zice, băi, vreau să te vadă copilul ăsta citind. Asta e importantisim. Și da. uh, atunci sunt cărți care, bun, ele sunt trecute la clasa 12-a, dar pentru mine e foarte clar că ele sunt și pentru adulți, pentru că e Mircea Cărtărescu. Miețea Cărtărescu da. e și la copii, e cu Enciclopedia Zmeilor, care e pentru copii Are, da. Este și la adulți da. Este Ioana Pârvulescu este, este mai degrabă la adulți ai, Aici e frumusețea demersului pentru că ai toate palierele acoperite Începând de la clasă pregătitoare, okay, unde ai accentul pus pe desen, pe fotografie, nu prea ai text da? E o căticică pentru copii a lui Eric Emanuel Schmidt Um, Cartea Bufniței da, sau povestirile da, da, Bufniței da. Știu, am văzut-o la lansare da, da. Și, uh, uh, Despre care Denisa uh, Comănescu spunea că e uh, excelentă cărticică Da, uh, da. Uh, pe urmă ai cărțile de școală primară De tipul Habarnam Ai tot la școală primară, cred, Cepelica lui Gianni Rodari Da, da. E și uh, nostalgia ai și nostalgia. Ai da, și mai nostalgie. încolo. Da, mai ai încolo nostalgia. Nu e la clasa a doua, e la a douăsprezecea, da. Uh, prin urmare, există, într-adevăr, uh, niveluri de lectură, ceea ce e foarte bine. Și uh, bon, eu nu o să mă apuc să-i laud pe Humanitas că sunt la ei de 20 de ani și nu au nevoie de complimentele mele, dar e foarte frumos efortul în sine. Uh, pe Humanitas pot să o laud pentru că săptămâna trecută a deschis o librărie, de da. pildă. Dar povestea asta pe care o face Dedeman... 30 de ani, 30 de ani, dar povestea asta denotă grijă. Pentru că ei nu cred că au nevoie de reclamă. Aici dar nevoie fac nevoie. o faptă foarte bună. Fii, uh, între cărțile astea de la Humanitas este și, și aici facem concurs. Deci cine raportează, aici puteți să ne scrieți la comentariile acestui podcast. Așa. Că a citit până la capăt omul fără însușiri, a lui Muzic. Musil. Deci vreau să vă, deci puteți da. să scrieți aici și să ziceți jur cum jur pe roșu, cum spun, pe cuvânt de pioner, că am citit până la capăt. Eu m-am apucat, recunosc, dar de fiecare Așa. dată când mă uit la ea și zic... A, a intervenit ceva. Sunt <laughs> pe la pagina 100, crede-mă, e, mm -hmm. da, știu. e tare chestia. Adică știu. cine a știu, terminat știu. musil e ca și cum ar fi terminat da. Ulise. Da, de Ulise, Ulise să cite... cred că e mai simplu. Zici că e mai simplu Ulise Eu decât cred că musil. da, eu cred că da. Da, depinde. depinde... Mi s-a părut mai greu la ce... Ulise decât la musil. Pe mine, la Musil mă sperie doar dimensiunea... Pe... Da, dar sunt romanele de secolul XVIII mm. ale lui Richardson, Clarissa de pildă mare. Păi da, da Ulise da, e da, o da. broșură pe lângă ele. Da, da, pe Nici saga nu, nu e. Da, da, nici da, for da, for da, da. nu e chiar scurtă, da? Da, da, da. Mm. Uh, mai aveți acolo și un Thomas Mann și Sigur. un Bulgakov și împăratul muștelor la lectură obligatorie. E împăratul muștelor, e o lectură mm. care poate fi făcută și în clasa 5 -a, și în clasa 12 -a, și la 50 de ani. Da, dar cu chei diferite. Cu chei diferite, asta e interesant. Diferite, da. Asta e interesant. Adică un copil dacă citește mai sus și Margareta la 10 ani nu înțelege nimic, că -are ce să înțelegă doar dacă e genial. Dar împăratul muștelor, și asta ți-o spun din experiență personală, ca unul care și a făcut lucrarea de diplomă din Golding și ca unul care a primit cartea cadou în clasa 5 -a. Serios? Da. Și tu ai avut lucrare de diplomă la ea? Da, eu am a, vrut să-mi fac, că... nu din Împăratul Mușor, din spus. Golding. A, din okay. Golding am scris, titlul meu a fost uh, William Golding și reinterpretarea Bibliei și mai era în 84 și coordonatorul mi-a spus. Hai de și William Golding și reinterpretarea până aici e bine. Dar nu în Biblie. Hai mitului, hai mitului și hai știm noi da. despre cine e vorba. Bun, dar am primit Lord of the Flies în română, în traducerea lui Constantin Popescu, când aveam 10 sau 11 ani. Și am citit-o atunci, și am citit-o pentru tramă și mi-a plăcut, și a fost palpitant. palpitanță, au fost două triburi de copii, ăla bun și ăla rău și parașutistul ăla care apare, așa, și care îți dă un fel de speranță că lumea totuși există și ar putea să te salveze, după care citesc cartea pentru lucrarea de diplomă. Și o citesc în cu totul altă cheie. Și după aia o reiau pentru că a apărut cartea la Humanitas și eu a trebuit să mă uit o dată pe ea pentru că mi se pare că eu o redactasem. Nu mi se pare sigur, o redactasem. <laughs> și m-am uitat odată cu lentila celui de, nu știu, 40-50 de ani. Și alte lecturi, alt text. Evident, dar și alte experiențe. Eu vreau să vă mai zic așa, că în România, anul acesta, nu au ajuns la bacalaureat 390.000 de copii. Atenție! De fapt, au ajuns 2 din 5 care au pornit școala. Avem cei mai mulți copii cu 8 clase în generația 18-24 de ani. Mm -hmm. Cel mai mare abandon școlar de prin Europa. În fapt, pregătim oameni care să muncească cu brațele în alte părți ale lumii, și nu pregătim o societate cu membrii care să tragă înspre clasa de mijloc. Asta e România educată. Ce spui tocmai, face parte tot din proiectul ăsta. Da, cum să zic, asta e situația și noi am purtat o dezbatere toată vara, că așa e mediile elitiste, mm. dacă să facă sau nu admitere la colegiile naționale în mod mm. separat. Aia e cu treaba ei. Mare treabă din ce face România este să ia această populație școlară da. și cu astfel de inițiative și să o aducă în sus și să o pregătească pentru o viață cu plus valoare. Uh -huh. Asta e marea bătălie pe care trebuie să o ducem. Inegalitatea în România este cea mai mare problemă a societății românești. Noi, când avem de lucru, avem de lucru de jos în sus. Și las deoparte ideea aceea cu admiterea separată, că și aia poate o idee bună pe anumite paliere. Și când ne uităm ca ministri, ca ce vreți dumneavoastră, parlamentari, ce -o mai fi, sau ca oameni cu decizie, de aici trebuie să o iei. Exact, mm. din astea 30 de școli, școli Să toți bănci. Mm -hmm. Copiii ăștia de la salva, ce fac ei, cu ce viitor, da. unde să duc, care este gândirea. Da. Și câte, doamne, profesori gazda, avem în România? Că avem, e adevărat. Știu și eu niște, da. știu și eu niște profesori excepționali. Pe unul îmi propun să-l aduc aici, când lui prinde, că nu-i nu din București, din Galati, din pe care îl da, da. Da, da. Care nu e un om de catedră. Da? Sau nu e doar un om de catedră, are cu totul altă alcătuire și vorbește cu totul altfel cu elevii lui uh, Și este și un om al cetății, este și un om de acțiune și de conștiință da? Și este un om care știe să uh, vâre cartea în sufletul copilului da? e, Câți avem? Avem? Da, ok avem. Uh, dar trebuie să-i să multiplicăm, trebuie să fie și mai mulți. Nu știu cum se face povestea asta. Și se face și prin carte, firește, pentru și că în momentul când... Pot și... se să se Da. Să zicem, hai să ne închipuim, așa, hai uh, să ne închipuim. că schimbăm da. doi oameni. Uh, dar revenind, e foarte bună povestea asta pe care o face de deman. E un, un lucru de generozitate. Și Humanitas, și, și, humanitas și țin minte, apropo de Humanitas Există o localitate, ți-e ți -a mai povestit, care se cheamă Scrioaștea În județul Teleorman Scrioaștea Scrioaștea, într-un cuvânt da. Nu scriu ăștia da. Unde un om s-a întors, cred că din presă, nu i-a mai plăcut, e purcoz Și s-a întors la el acolo el era deloc de acolo și a făcut, a încercat să facă un soi de librărie, bibliotecă, pe marginea drumului. Pentru niște copii care nu văzuseră în viața lor o carte, cu atât mai puțin o prăjitură. Și a reușit să adune niște energii și uh, Humanitas, văzând, cred că Lidia Bode a fost uh, omul care a văzut povestea, iar Humanitas s-a dotat uh, scrioaștea cu o bibliotecă. Uh, prin urmare, curentul ăsta care se cheamă grația binelui uh, există și el se poate întâmpla și la Dej și la Târgu Ocna și la Tulcea și peste tot. Da? Buni, Dar asta este o faptă într-adevăr frumoasă. Despre o carte absolut formidabilă și despre autoarea sa care este extraordinară în minutele următoare la vorbitorii Pregătiți-vă pentru o întâlnire fix ca în o mie și una de nopți. Cam așa arată toate poveștile pe care o să le auziți, incredibile și pă, nici nu știu cum să le mai descriu. Deci e vorba să o cunoaștem pe Sabina Fati. Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Bine ați revenit la Vorbitorinci, v-am promis că avem un invitat de un curaj ieșit din comun, de fapt o invitată de un curaj ieșit din comun și cu niște scrieri absolut admirabile din acest punct de vedere, pentru că cu mâna pe inimă spun că aici la noi n-am mai găsit așa ceva. Așadar, Sabina Fati, bine ai venit! Bine, bine v-am găsit, accept această exagerare, chiar dacă nu <laughs> sunt de acord cu ea, dar... Cum nu ești de acord cu ea? Stai că trecem imediat la prezentări. Cartea ta cea mai recentă, Călătorie pe urmele conflictelor de lângă noi, mm -hmm. începe într-o mașină în Irak, da? unde tu ești dată jos din mașină, dintr-un grup de călători, și ești, ceea ce nu-i bine. Ceea ce nu-i bine da. și ești, nu zic care stată, că nu-i corect, dar reținută de niște gărzi irachiene, niște membri ai unei miliții. Nu știu. Sau nu, nu, nu știu, de niște cetățenii exact. înarmați, da, așa ce, pe cartea ta. Tu ești dată jos din mașină și ești reținută de niște cetățeni înarmați? Mă rog, am bănuit că totul a fost în regulă, că ai scris cartea. Misterul se rezolvă undeva da. 300 de pagini mai târziu, dar așa începe. Deci, dacă nici asta, în primul rând, că erai în Irak. Da. <laughs> uh, nu ține de curaj faptul că ești acolo. Adică, asta s-a întâmplat. Nu... nu trebuie să ai mare curaj ca să fii acolo. Okay. sigur că atunci când ți se întâmplă asta te întreb, ce caut aici e bun, și ce ai de ce am venit aici nu pot să stau acasă am o canapea confortabil am un birou da. așa frumos nu te reține nimeni exact, am cărți minunate pe care n-am apucat să le citesc ce, când ce ești caut acolo, ce caut ce acolo? Ce unirac, da. da, mizerie căldură oameni buni, oameni răi da, asta e un semn de întrebare. Dar ajungem și explicăm, povestim, nu știu, n-aș vrea să dau spoiler. Povestim o nu, parte nu, da. din întâmplarea asta. Da. da acum te las să o prezinți tu pe A, -a, Nu, da, eu nu parte. prezint. Eu spun doar că la... am postat acum vreo două săptămâni că o să merg la Chișinău, la Bookfest, unde am și fost, și că o să prezint cărți de Sabina Fate, Cristian Preda și Emilia Șercan. Și la toate comentariile, din trei în trei comentarii, unul dintre ele era o vrem pe Sabina Fati la vorbitorințe. Deci oameni care nu, se, nu știu dacă sunt prieteni, dacă se cunosc, dacă sunt prieteni pe Facebook, oameni de vârste diferite, din medii diferite, mi-au făcut această rugăminte vecină cu somația. O vrem pe Sabina, da, asta era, asta era, formula, o vrem pe Sabina Fati cu semnul exclamării. Și mă bucur să mult. Le mulțumesc și vă mulțumesc și vouă că da, eu bucurie, luat aici. E o bucurie pentru noi. Sabina este un... Uh, expresia este bătătorită și uh, clișeizată puternic, dar e un om de conștiință, printre altele. De ce? Pentru că face presă și face presă de calitate, face presă fără minciuni, ceea ce teoretic ar fi ușor de făcut, practic se vede treaba că nu e atât de ușor. E un om legat și de doi cevele și de Europa Liberă România și de România Liberă și de evenimentul zilei, de presa de calitate, de evenimentul zilei de pe vremuri, atenție. Și România Liberă. Și România Liberă de pe Tot vremuri, de da. um, și un om care își găsește timp să plece și să scrie cărți care nu sunt cărți de călătorie. O carte de călătorie presupune un nivel al pitorescului, după părerea mea. Ori Sabina Fati scrie cu totul alt tip de cărți. Deci nu e doar o aventură acolo, nu e doar o scormonire, e mult mai mult decât atât, mai ales că cea mai recentă carte pe urmele conflictelor de lângă noi pleacă pe un traseu despre care o să te rog pe tine să vorbești, despre Anabasis e mult mai mult decât ilustrate cărți poștale din Provence sau din Normandia sau din Sudul Angliei, unde ai fost tu. Nu, e cu totul altceva. Și mă bucur că am apucat să citesc cartea asta, cred că am plictisit-o pe Sabina, vorbind și la lansarea ei de la Bucfest, vorbim și la Chișinău. Te anunț că nu o să scap nici la Cluj de mine, la ora la care apare episodul ăsta, noi Voi ne pregătim la la Cluj, de Cluj, da? de, de Bookfest Înțeleg Cluj. că e un târg acolo de e Bookfest e... da. La e la, Târgu Mureș, de la, Târgu Mureș, la Cluj aterizăm, pardon. O să fie și la Cluj. De fapt, uh, eu sunt foarte recunoscătoare da. lui Radu, care eh. uh, e atât de dispus să vorbească despre mine și despre cartea mea și deși are multe altele pe cap, eu știu. Știu și îmi dau seama, și are descris, și are determinat o carte pe care Aștept. toată lumea așteaptă cu sufletul la gură. Și uh, cu toate astea își face timp și vorbește în multe ocazii și sunt foarte da, recunoscă. Da, tăia. da, da, doamnă, mi-e chiar, da, ne, ne filitisim reciproc, dar chiar, e, chiar e, o plăcere, e o plăcere să citești cărțile astea, să te adapti de la ele, să, să streci notițe, pentru că ai ce scrie, să recunoști acolo o mulțime de nume pe care le-ai citit pe unele, de care măcar ai auzit în cazul altora, și să vezi cum arată lumea dincolo de sufrageria ta, dincolo de ce îți spun ție posturile de știți, să vezi cum arată la prima mână. Asta e teribil de interesant. Și cred că Sabina Fati este unul, să nu sărim peste 22, pentru că și acolo mai scrii, și cred că este unul dintre oamenii care pot fi profesori fără să predea. Așa aș caracteriza. Este un profesor fără catedră. Este un profesor care poate da exemple și își poate face elevi din toți cei care o citesc. Da. Și acum să trecem la povesti. Așa. Deci cartea asta a, ia un drum din antichitate. Da? Mm -hmm. Sau și-a propus să-l fac atât cât se poate în ziua de astăzi. Xenofon, dar de -aici trebuie să ne povestești tu mai departe. De fapt, Xenofon a scris Anabasis acum 24 de secole. Nu știu dacă e o poveste care se intereseze pe ascultătorii voștri, dar o spun în două cuvinte. El a plecat împreună cu 10.000 de mercenari greci spre Babilon, în apropiere de Babilon împreună cu armata lui Cirus cel tânăr, pentru a da o lovitură de stat în favoarea acestuia și împotriva fratelui lui, căruia voia să ia tronul. Pe scurt, grecii ajutau pe o parte din pepersanii din opoziție mm -hmm. să câștige o bătălie și să-l să dea un cup de fudră acolo, uh, un cup de tat. Mm -hmm. uh, și uh, merg... Uh, grecii și cu oamenii lui Cirus până la Cunaxa, acolo a avut loc bătălia, la vreo 80 de kilometri de Bagdadul de azi, și câștigă bătălia, dar ghinion, Cirus cel tânăr moare, și ca atare armata nu are ce să facă, nu are pe cine să pună în loc, nu are pregătit un alt lider care să-l înlocuiască pe regele persan. Așa că se strânge rândurile și se retrage. Și unde se retrage? Se retrage spre Marea Neagră. Din Babilon spre Marea Neagră, trebuie să traverseze teritorii complicate, între care și Kurdistanul de astăzi, Armenia, parțial Anatolia aceasta, tot drumul lor e prin Anatolia, pleacă de la Marea Ege și merge prin toată Anatolia, un drum pe care îl parcurg toamna, nu vara, ca mine, pentru că acolo sunt călduri insuportabile încă de atunci. Și deci se retrag spre Marea Neagră și pentru prima, primul care îi pomenește vreodată pe curzi, e Xenofon se referă la ei ca în termeni laudativi, trupele în care se află Xenofon sunt hărțuite de curzi. Curții sunt puternici, sunt viteji, sunt uh, curajoși. Uh, deci aceasta e Anabasisul. Catabasisul e urcarea, întoarcerea cumva. Uh, și uh, drumul de întoarcere eu l-am făcut deja uh, atunci când am făcut uh, în conjurul Mării Negre. Așa încât m-am ocupat doar de Anabasis până la bătălie, plus parțial până în zona curdă uh, unde. Armata acestor greci mercenari se oprește. Deci, e un conflict civilizațional încă de atunci, cumva, între Europa și Asia, grecii și perșii. Un conflict care continuă până în zilele noastre. De pildă, înainte să înceapă războiul din Irak, CIA a propus o misiune pe care au intitulat-o Nefericit Anabasis, în care voiau să, prin informații, voiau să submineze puterea lui Saddam. Povestesc totul pe larg în carte, nu reiau aici. Operațiune care eșuează, pentru că Anabasis eșuează, de fapt. Nu are succes înțeleg de la istoricii americani că de mai multe ori și au numit operațiunile după această formulă în trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat. Anabasis e foarte cunoscută celor care de pildă celor care studiază la Eton, unde încă se învață greaca veche după Xenofon, pentru că se spune greaca, a lui Xenofon, e cea mai curată și mai clară și mai ușor de urmărit textele după acest mare istoric grec, unii îl consideră și filozof, care de altfel și-a scris toate cărțile undeva în Grecia, aproape de Olimpul de astăzi, într-un sătuc pe care l-am văzut, pentru că sunt pasionată de acest Xenofon de iubire al meu din uh, altă lume uh, la vreo 30 de kilometri de mare uh, pe munte unde 30 de ani el a stat și a scris, și a scris cărțile. Și a scris memoriile astea din uh, locurile pe care le-ai văzut și tu. De fapt nu sunt memorii, el nu se referă la el niciodată eu uh, nu povestește despre el nimic, el povestește sau foarte puțin și vorbește despre el la persoana a treia el povestește, ca și cum ar fi un jurnal militar, ce se întâmplă pe parcurs, cum se iau deciziile în cadrul, la, la greci, cum funcționează democrația atunci când e vorba să iei o decizie, cum funcționează consensul, ce li se întâmplă, cum se bat, cum se întorc. E, de fapt, o istorie faptică, fără multe floricele. Dar pe tine, Sabina Fati, ce te-a împins pe drumul ăsta? Adică unde-i curiozitatea sau care a fost uh, catalizatorul ăsta intern? Mă duc în Kurdistan, adică, ok, Kurdistan, sincer, bun, eu acum am rămas impresionat după ce am citit, eu, eu, în capul meu Kurdistan era altceva, dar tu ai venit și poți sincer, dar totuși mă duc în Kurdistan, mă duc în Irak. Acum, și Kurdistan, nu? Kurdistanul no. e ceva foarte mare, e o, o suprafață mare care face parte din cinci țări, unde sunt în jur de 40 de milioane de oameni și se întinde din estul Turciei, Siria, Irak, Iran și puțin din Armenia. E o suprafață mare, de pildă în Iran n-am putut să intru, era interesant de văzut cum se încurzi acolo pentru că aveau granițele închise din cauza pandemiei, dar și a alegerilor. Uh, și de asemenea, n-am putut să merg pe, uh, pe, pe uscat spre Armenia, din acest motiv, din uh, Kurdistanul irachian, de pildă, și putut să merg spre Armenia prin Iran. E singura posibilitate pe uscat, pentru că Turcia are granița închisă cu Armenia. Și atunci... Uh, uh, să, ca, pentru a experimenta drumul acesta spre marea neagră, n-am avut, toate, toate au fost închise. Toate că ele erau închise în 2021, când că pandemia nu se terminase, putin nu atacase Ucraina, și pandemia încă avea efecte. Dar tu aveai traseu făcut de acasă, da. nu? Cu niște sigur. variante în cazul da, că da, acolo sigur, nu se sigur, poate. Sigur. Știam din, de acasă mm -hmm. că nu pot să intru, pentru că am, am încercat să iau vize și în mm -hmm. uh, Azerbaidjan am vrut să iau vize și nu am primit, pentru că m-am gândit că trec prin Iran și cobor prin Azerbaidjan și nu s-a putut. Și să spunem că te-ai dus ca turist, adică... În sensul că nu m-am dus ca ziaristă, exact, da, dar nu m-am da, dus da. ca ziaristă și sigur, dacă cineva mă întreba bine și ce faci tu aici, Plimbăr, cine da. ești tu și, și ce nu te întreba nimeni. Toată lumea bun, nu ești te întreabă bineînțeles. Adică ce cauți aici? E clar că nu ești de a noastră, mm. e, 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 e ceva în neregulă cu tine, ești singură. Umbli prin Anatolia, pe aici, umblă turiștii. Foarte puțini, da. Da, mai mai sunt așa. Nu mint, dar zic că sunt istoric, ceea ce e adevărat. Am un doctorat în istorie, deci nu e neapărat o minciună. Dar nu pot să spun că sunt ziaristă nici, niciunde. Sigur că poți să mergi ca ziarist în toate locurile acestea, dar într-unele dintre ele s-ar putea să ai nevoie de acreditări care durează mult și pe urmă oamenii se ocup, vor să se ocupe neapărat de tine, să te ducă ei unde vor ei. Și așa mai departe. Tu te-ai sprijinit, însă, pe jurnaliști locali, fie din Turcia, sigur, fie din sigur, zonele astea, sigur. oameni care ți-au mai dat o mână de ajutor. Da, destul de greu, dar mi-au dat, da. Ziariști și uh, oameni din universități. Am avut câteva contacte care s-au rostogolit, da. În Kurdistan, de exemplu, că tot am rămas aici, spre mirarea mea, ai găsit și orașe înfloritoare, adică cu toate atributele mm -hmm. moderne, nu numai. Pentru că noi când ne gândim, mă, Kurdistanul e o zonă în care oamenii să mai războiesc, mai au lucruri de împărțit chit ei între ei, între cele două formațiuni politice de acolo. Nu e o zonă blândă, dar din descrierea ta, prima oară în viața mea, când mă gândesc, eu mă au și clădiri moderne, au și zone de afacere, au toate lucrurile astea care țin de atribute moderne. Așa pare, așa pare. Dar vorbim acum de Kurdistanul din Irak. Pentru că dacă vorbim de cel din Siria, de exemplu, el e la limita supraviețuirii acolo. Turcii bombardează permanent. Turcia vrea să ia de fapt acest cel puțin parțial, o parte din fâșia curdă din Siria, pe care să o transforme într-un fel de tampon între Turcia și Siria. Și al minteri sunt foarte nervoși pe faptul că există o autonomie curdă în Irak și o altă autonomie curdă care s-a auto instalat în Siria în ciuda războiului care durează acolo de 11 ani. Pentru că Turcia e în situația în care are 15% din populație curdă și nu ar vrea să se confrunte cu autonomie. Și îi țin pe curs la foarte mare distanță de putere, de pildă acum chiar liderii curs sunt foarte afectați de situația politică, o parte dintre ei sunt în închisoare. Numărul 1 a fost băgat la închisoare acum vreun an, numărul 2 a fost luat acum recent. În fine, situația lor nu e, nu e roză deloc în Turcia. Și, și în Kurdistanul irachian, situația, da, arată, de departe arată ca un fel de Dubai. Dar fără mare, și fără să fie administrat de bă, occidentali. Dependenți total de Turcia, pentru că pe acolo se face importul și exportul, mai ales exportul de materii prime, pentru că ei asta virează, petrol și gaz, nu au alte lucruri. Iar Turcii vin și construiesc aceste zgârie nori, acești zgârie nori. Care încep să se umple, Erbilul, de pildă, care e capitala uh, Kurdistanului irachian, și care are un aeroport uh, pe care îl gestionează armata americană, cu o fâșie lungă, el uh, e rotund, și o fâșie tampon foarte mare, pentru că acolo foarte des sunt uh, lovituri militare. Cine le dă? Iranul. Turcia, o serie întreagă de state curde din, din, din această zonă despre care vorbim, deci Kurdistanul irachian, care e înfloritor față de Irak și e mult mai stabil decât restul Irakului. Dar Turcia bombardează cel puțin săptămânal satele curde din marginea acestui, acestei autonomii. Sunt sate care pur și simplu au rămas goale din cauza acestor bombardamente, cu drone turcii sunt cei mai nemulțumiți. În același timp, turcii sunt principali investitori în Kurdistan. Sunt tot felul de paradoxuri. Și când vorbești cu uh, uh, oamenii din Kurdistan, cum, cum e asta? Păi, de ce voi aveți așa relații foarte bune cu turcii? Păi, ei ne înțeleg. Uh, și noi înțelegem pe ei. Uh, ei nu se supără dacă întârziem cu plata, noi nu ne supărăm dacă ei întârzie cu plata, ne înțelegem. Uh, vorbim aceeași limbă cumva. Și putem să facem afaceri liniștiți. Sigur, nu ne Da, asta e situația deocamdată. Da, nu omorâm, dar afacerile no, sunt. Nu, merg mai departe. Merg mai da. departe. Dar da. al Sunt tinerii, mai ales, sunt foarte pro occidental și cei mai în vârstă, poate mai puțin, că ei au nimerit în Rusia în perioadele anterioare. Dar tinerii sunt foarte pro occidental și îmi spunea în Kirkuk, un tânăr care avea singura dorință să își deci. facă rost de un pașaport fals să plece în Marea Britanie. și Să se, acolo... se căsătorească cu cineva, nu contează cine. Cu o fată sau cu un băiat? Da, nu are importanță. <laughs> da. Și el spunea că ei își scriu în limba curdă, dar folosind alfabetul latin, nu alfabetul da. arab. Și, de pildă, când la intrarea în, în Kurdistan, și în Siria, și în Irak, ei te lasă să intri fără viză, îți dau viza acolo, sigur o plătești, îți acolo până, în schimb, în Irak, trebuie să faci o grămadă de, de, lucruri. Bun, între timp au mai schimbat și ei un pic. Dar inițial n-am putut să intru în Irak din cauza că n-am primit viză. Ne simți niciodată nevoia să mai fie cineva cu tine acolo? Asigur, din... adesea, ai așa. nevoie de cineva pe care să-l întrebi Și acum ce facem? Ne urcăm în mașina asta Ne oprim aici Ne urcăm pe cetatea asta Nu-i nimeni pe drum Da, normal că ai, ai avea nevoie să întrebi pe cineva Dacă e bine sau nu e bine ce faci Ne oprim la cafenea asta goală Nu ne oprim Dar de ce e goală? <laughs> ce cum alegi? Unde cum mâncăm? Faci? cum din instinct, da, faci o analiză scurtă în cap, da. Sunt aici niște personaje. La un moment dat ai fost atacat, ăsta e termenul, de un bărbat într-un microbuz, da? Rețin exact în care parte uh -huh. a călătoriei tale. Iskander. Posibil și în momentul în care ai coborât din, din, auto, din microbuzul respectiv, practic te-a salvat o femeie, ai și leșinat acolo, o femeie care te-a luat la ea acasă după asta. Da, da, nu prea am, -am leșinat. Să nu ne exagerăm. Rău, da, da, da. da, am... da. E o zonă, e la Marea Mediterană, chiar la granița cu, cu Siria. De fapt, toată această zonă aparținea de Siria și a fost luată de turci, fix după tiparul Crimeei. Încă, ne, încă dreptul internațional n-a făcut acolo niciun fel de... N-a clarificat lucrurile și occidentalii par să uite. Da. E, to -to toată regiunea Iskenderului e foarte interesantă, fiindcă acolo au fost și bătăliile lui Alexandru cel Mare, acolo au și uh, armata lui uh, Xenofon, să o numim așa, uh, s-a bătut. Uh, locuri incredibile. Și am fost și acolo, de pildă. Am. Uh, am rămas pe marginea drumului central și de acolo m-am dus să văd unde a avut loc această bătălie, dacă mai găsesc vechea cetate, dacă Iar... nu prea sunt semne, nu merge nimic încolo. Bun, am luat pe drumul ăla care era mai degrabă din pământ, nu, nu din asfalt. Și... Ai senzația că mergi spre niciunde sau te aștept să vezi poate marea, dar nu o vezi. E foarte frumos că în jur sunt tot felul de compaci cu multe flori și smochini și mai mănânci câte o smochină prăfuită și mai mergi. <laughs> și până la urmă am dat de această cetate care era încuiată, că era pandemie, dar un pasnic drăguț, care mi-a zis să mergem să mâncăm în sat. Și ți-a dat voie încetate? Ne-am înțeles, nu? Nu. No. Nu no. ați venit, Doamne, de unde ziceți că ați venit? Cum te înțelegi cu oamenii ăștia, bănuiesc, când vorbesc engleză? Nu, no, da? Știi că e un cuvânt, două. Mai zici două cuvinte în engleză, mai zici două în turcă. Mai... Să spunem că în carte sunt fotografiile Sabinei. N-a da, da, da. zis nimeni nou foto, când te-a văzut cu aparat, că ți se zice așa ceva și în mijlocul Italiei. Da, dar nici nu fotografiez la granițe sau... Da, nu unități militare, că acolo... Da, bo. sau unde se, ved, se văd santinele, n-are niciun rost să intru în conflict da, cu nu. militarii, n-ai nicio șansă în fața lor, adică... da. Ce mănânci acolo? Că e o zonă în care... În afară e, de smochine afară, prăfuite. Da, nu, că le-a descris în carte. Ai zis, smochinele da, foarte știu. bune, nu? Super Bine. bune. Super bune. Cele mai bune. Dar ce ai mai... Știu că ești Fruct vegetarian. Fructe de cactus s-au mâncat de în de... Adana. Da? Apropo de accent. <laughs> și se, vin, se vând acolo la bucată. Sunt pe gheață. Ți le desface. Și după aia te speli pe mâini. să te speli pe mâini. Le mănânci imediat. Bune, uite, asta sincer <laughs> <eu. laughs> Dar cel mai mult mâncam dimineața tahini cu miere, cu fagure de miere. Aproape la toate hotelurile unde am stat, aveau la micul dejun câte un fagure de miere mai mare sau mai mic, care era zropic mm. uh, din el. Tahini te gândit cu te Cu fagure de miere. M-am venit da, dar... Super bun. Da? Dar da, Ana, din Pulpă nu mă lasă. stai până. și cum făceai? Puneai tahini pe miere? Pe puțină pâină, pe puțină pâină, pâine, da, lipie da. tahini și după aia o bucată de fagure. A început să sploa. Și cu, da? și cu <laughs> ceai negru. Așa. Și rodie, A. nu? Nu. Nu la A. asta, dar era rodie pe acolo? Nu era da. vremea lor încă. Nu era vremea lor. Da, că mai toamna Vrezi. e vremea rodilor. Am găsit la Erbil și am băut suc în piață, dar nu era vremea lor. Dar tu ești vegetariană, să spunem asta. Că vegană. Așa, vegană, da? Dar o plăcintă mănâncă. Da, păi plăcintă ai cu cartofi sau cu varză. Okay. ok, că am citit acolo că oamenii se ceau tot felul de chestii în care că tu ai fost primită prin casele unor oameni care te primeau cu drag cu mese de astea întinse, cum să face în zona aia și că îi scandalizai că nu mâncai ce era acolo. Că era miel, vită, bănuiesc că... Da, Ui. cel mai rău mi-a părut, uh, am fost acasă la un, casa unui profesor uh, curd, care... Acolo unde te-ai cu să mamele? Sau la altul? În Zaco, da. Ah, acela. Da. <laughs> Zaco e un oraș care e la granița trei țări, Turcia, Siria și Irak, uh, chiar în capătul Kurdistanului irachian. Și nu aveam nicio, niciun contact în Zaco. Cât m-am chinuit, n-am avut niciun contact. Și atunci... Și nici nu, Acolo stăteam să aștept vizia pentru Siria. Adică să aștept să mă ajute cineva să trec în Siria. Și... Pentru că nu aveam niciun contact, am luat un taxi și m-am dus la universitate. Universitățile lor sunt în afara orașelor, în campusuri mari. Și acolo am întrebat un student pe care am văzut dacă mă pot duce la un profesor de istorie, de exemplu, să vorbesc. Sunt nu prea vorbea englezește, dar cumva înțeles ce vreau și m a dus la decan. Și decanul a mai chemat un alt profesor și mi-au dat ceai și am stat de vorbă și finalmente decanul zice, nu vrei să vii la mine acasă? Da, bine, vă rog. <laughs> da. Uh, Nu, la părinții mei să mâncăm. Uh, uite, o sună acum pe mama să ne aștepte. Și da, sigur că te gândești, ba. mă urc în mașină cu omul ăsta sau nu mă urc în mașină cu el. Oamenii ăștia erau curzi, turzi, curzi. curzi erau. Curzi, da? Da. Okay. Deci mergeam la o doamnă curdă acasă, zice el, la, la mama mea. Da, mă rog, da așa zice. Desigur că te întrebi, te urci în mașina omului sau nu? Că da, era e o întrebare, era... mă gândesc da, că e bună întrebare, Da. da. <laughs> Totuși era de la universitate, vorbisem cu el, părea civilizat, și el și colegul lui. Colegul lui era puțin mai istes, dar în fine, omul ăsta m-a invitat. Până la urmă, de ce aș rata o astfel de ocazie? Și în fine, am ajuns acasă la el, la o casă din toată, din marmură, pe din afară, pe dinăuntru, o, o trei etaje, din marmură roză. Prosperitate. <coughs> da. da. Când am intrat pe strada aia unde erau doar vile din marmură, mi-a zis asta de fapt toate sunt rudele mele, okay. strada la asta stau unghi, mătuși, așa mai departe. Și Intrăm în casa lui, mă descalz cum se face și stăm într-un fel de hol pe sofale, nu știu ce, primim niște ce și în timpul ăsta se pune masa. Masa se pune în sufragerie, direct pe covor, pe jos, pe o față de masă uriașă. Femeile în casa era, el avea câteva surori, mai țin minte, trei, surori cu copiii lor care locuiau în această casă și două mame pe care mi le prezintă la ceai. Da. Nevestele tatălui lui. Ok. Ce e interesant că se mânau. Puteai să spui că sunt surori. Una era mai în vârstă decât cealaltă cu circa 10 ani, dar nu se vedea neapărat. Și ele mi-au pus o grămadă de întrebări, de ce sunt singură, dacă-s măritată, dacă-s măritată, de ce am plecat, dacă nu-s da. de ce nu-s măritată. Dacă ești măritată, da. de ce te-a lăsat, da. cum de te-a lăsat? Da, Azi, greu să le explici, dar și ele îmi răspundeau la întrebări și cum vă înțelegeți voi două, ca două surori, cum e posibil? De la început ne-am plăcut. Noi am crescut copiii noștri împreună, aveam în total 17, aveam în total 17 copii. Ele două? Ele două cu tatăl cu decanului. 17. Uh -huh. da. Normal, aveai nevoie de multe vile. <laughs> da, da. Iar tatăl, care fusese militar pe șmerga și care se îndrepta spre 80 de ani, era sub, foarte în putere. Arăta foarte bine și chiar zicea, le, le și pe ele două, mă gândesc să mai îmi iau o nevastă, că voi nu prea mai faceți față. De ca nu-mi traducea? E, și uh, surorile, deci eu am stat la masa aia pe jos cu bărbații casei și cu mamele. Dar surorile doar aduceau o mâncare. Multă, picioare de pui, coaste de nu știu ce, Chifteluțe tot felul. Chiftelu. Chiftelu. Vai. Așa, ce drăguț. Salate. Așa, și asta regretai, că n-ai putut să mănânci, că oamenii au făcut un festin acolo. Da, că... da, 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 da. Oare așa au fost în mod obișnuit sau a apucat el să telefoneze, vine o doamnă din România aici, întindeți? Nu, cred că avea, aveau timp. Cred Deși că... la 17 locuitori, da, sau cât, câți ați fost la masă? Păi nu, la masă nu erau decât mamele, mai era un frate care era necăsătorit 27 de ani, acest decan care după aceea mi-a explicat că el e într-o situație complicată cu soția lui care a plecat și de fapt e singur și dacă nu merg să-i văd colecția de timbre. Uh... A, și colecția de discurs, să <laughs> spunea la nu. da. da, da. <laughs> Nu, asta, zic da, eu. El da. zice, nu vrei să vii să înveți apartamentul de la universitate? Să vezi ce apartamente ne dau nouă universitatea? Da, da. În fine, deci erau mamele, tat, tatăl și încă doi, trei băieți. Ah, deci erau o masă restrânsă, nu toată Dar lumea. copiii nu acolo. stăteau acolo și nici surorile care se învârteau în jur. Zine despre dulciuri, Ca asta e o lume a dulciurilor minunate și vreau să-i face o plăcere și lui Radu. Că așa. El. Deci, de-astea, cu Cataif, Sara da. Sarailei, există să facă? Sara Pedial. Uh, Sau nu ești fan și nu te-ai uitat? Ba, da, ba da. da. Cum să nu fi fan? Da. Uh, cele mai bune sunt uh, cele făcute din caju. Din caju. Uh, de asta voie și tu, că e nu, că nu-ți crezi. am voie da, așa, e în, un căuș de pală. Da, da, dar da, da. sunt în miere, în Aha. aluaturi. În da. Oh, foarte bune. Foarte bune? Foarte bune, da. Sunt uh, multe feluri. Sunt da, o... Multe feluri și depinde, uh, sunt, uh, de și miere pe o stradă, pildă sunt șapte magazine care au același lucru dar într-un magazin ele sunt în vitrină, ușa e închisă și aer condiționat. În alt magazin ele sunt toate deschise și umblă muștele pe ele. În alt magazin ele sunt doar acoperite cu un celofan și muștele stau pe celofan și sunt diverse calități. Aha. În altele nu mai e nimic, că le-au mâncat muștele da, da, care da, stau da. acolo. Da, uite, de exemplu, lui nu-i place ăsta, uh, nu-ți place rahat uh, turcesc? Rahat nu asta. prea mănânc, da. da, da. A, da nici da. mie nu mă dau neapărat, nu. 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 Halviță mai degrabă. În Turcia vezi rahat Halvița. dintre trei metri, la fiecare colț da, de stradă. Astfel, mea am fost în Dar îți dau o mică bucățică de rahat alună înăuntru sau mm, cu nucă sau da. cu ceva, că atunci când e cafeaua turcească. Cafeaua turcească care are caimacul mare. Am povestit în carte una dintre rețetele pe care am primit-o în nu, nu dăm, Conia. Dăm spoiler? Mm. Sau nu? Sau e. Citește, lumea. Care. citește lumea lumea Citește lumea care. carte. Ești convins da. că o să o facă. Uh, Savina, tu ai plecat să vezi zona aia. Uh, și ai văzut-o. Femeia nu e bine tratată acolo. Cum, cum arată lucrurile? Că tu, tu, Te-am auzit, am citit niște povești, am auzit povești niște lucruri care erau aproape de neînțeles pentru noi aici. Deși nici la noi nu e foarte bine tratată, dacă nu mă e. gândesc noi. bine. Da. A, Dar adică dacă faci Balcan... o comparație, da, 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 da. Da, nici în Turcia nu e prea bine tratată. De fapt, în Turcia, în orașele mari, au început să, să fie tot mai multe femei învăluite, după modelul nevestei lui Erdogan, dar mai mult decât atât. Iar în Anatolia profundă, acolo unde orașele sunt moderne, Adana. E foarte modernă, e mare, e aproape ca Izmirul, doar că e puțin mai departe de mare. Dar în satele din jur, în... sau în orașele mai mici, da, și în orașele mari, din câte am înțeles, familia tradițională e numeroasă și. Trebuie să conțină neapărat un băiat. Hai. Dacă nu există un băiat în familie, e începe să devină grav. Nu, nu toți bărbații acceptă asta. Și femeia își pierde creditul. Și femeia își pierde creditul, casa și eventual pleacă cu cele trei fetițe mici pe care le are Hai. în lume, pentru că acasă nu se mai poate întoarce. Părinții nu o primesc fiindcă sunt prea săraci. Bărbatul nu mai vrea pentru că n-a fost în stare să-i facă un băiat și poate, mai, dacă degeaba, mai încearcă. Și atunci, ce se întâmplă cu ea? Unde ajunge? Tu povestești de existența unor organizații care intervin în situații din astea limită și povestești niște lucruri colosale, adică greu de gândit pentru societățile noastre, cu niște femei foarte curajoase. Care trec granițe prin locuri numai de ele știute, care au rețele își dau de la una la alta copiii pe care vor să-i salveze, femeile pe care vor să le salveze, strâng bani și fac asta de mai bine de 20 de ani. Și sunt uh, extraordinare, dar și uh, una dintre femeile acestea curde cu care am vorbit și care. Uh, ea a pus la punct o rețea chiar acum 30 de ani la un moment dat a, a clacat și a, plecat și a plecat din țară pentru că era chemată la o conferință și avea nevoie de era divorț, divorțase deja și avea nevoie de hârtie de la tată de la frate sau de la soț altfel nu putea pleca din țară și a, zis, a zis că asta nu se mai poate Așa e prea mult. Și a plecat în Suedia, și acolo face de acolo o emisiune de televiziune pentru femeile curde. Dar faptul că faci parte dintr-o asemenea rețea, comportă niște riscuri? Comportă riscuri. Am cunoscut un alt membru al rețelei care plecase în Statele Unite, plecase în urmă cu 15 ani. Când s-au retras americanii din Kurdistan, mm. și atunci ei au luat cu ei sau i-au ajutat pe ong iștii care făceau munci complicate la limită să plece. Și acum era taximetristă într-un într oraș din America. Da, pentru că stăteam cu această femeie și cu fata ei adoptivă pe care o salvase într-o cafenea foarte cochetă în uh, Sulemania și unde lumea foarte bună era și am spune uite-te și tu la femeile astea că sunt elegante și par ce independente par dar tu nici nu știi ce e acasă la ele și cum, cât de grea e viața lor și probabil că așa probabil că așa e dar Atmosfera generală în Turcia, care e? e? Turcia e un stat autoritar în momentul ăsta, care are, e condusă de un despot, cred că ăsta e cuvântul. A, tu ți-ai petrecut o mare parte din timp între oamenii aceștia, acolo sunt uneori sau deseori sunt proteste, arestări, nu mai zic, noi am vorbit de da. numeroși scriitori turci. Ahmed Altan, care apare da. în cartea sa. Exact. Da. Cum, cum vezi atmosfera civilă sau civică sau societatea turcească astăzi, stând acolo între, între ei? Porți discuții libere? Cum vii aici? Există această posibilitate? Uite, să începem de aici. Am fost foarte mirată că în 2016, când am fost în jurul Mării Negre, în toate micile orășele de pe malul Mării Negre, am fost... Foarte bine primită. Oamenii veneau să vorbească cu mine, erau curioși ce-i cu mine acolo. Și, în fine, nu întotdeauna aveam un contact, dar oamenii veneau să vorbească și întotdeauna găseai pe cineva care te ducea la altcineva și la altcineva și era o atmosferă faină. Dar în Anatolia nu am găsit asta. Și, da, oamenii, și câțiva ani mai târziu, nu? Și că, da, deci în 2016 a fost puciul, mm -hmm. uh, acela ratat împotriva lui Erdoan. Eram la sinop când s-a întâmplat. Și, uh, da, după acest puci, mulți militari au fost închiși, mulți intelectuali au ajuns la închisoare, mulți profesori și-au pierdut joburile pe motiv că ar face parte din mișcarea ghilemistă. Și așa mai departe. Deci în Anatolia e posibil și din cauza că uh, sunt mai izolați, poate. La mare, cum zice Brodsky, putem suporta o dictatură, dar să fim la mare. Și <laughs> asta, da, uh, Oamenii sunt mai deschiși la minte, poate. sunt uh, Au alte gene, poate, pentru că porturile au fost întotdeauna locuri de care au venit străini, au plecat. Fie porturile turcești la Marea Neagră nu sunt foarte importante. Ele și atunci încălcau embargo și trimiteau vase spre Crimea, încărcate cu tot felul de, de, lucruri. Dar da, acum în Anatolia oamenii erau mult mai reținuți. Chiar și Nismir, cel mai liberal oraș al Turciei, nu mi s-a părut că era o atmosferă foarte liberală. Se ferea lumea de tine? Se ferea. Se ferea, dar nici nu era foarte bucuroasă. Adică am vorbit cu ziarist, de pildă, în Nismir, am vorbit cu un ziarist în, într-o manifestație, din aceasta pro Erdoan era acolo. I-a fost teamă să se întâlnească cu mine pe stradă sau la o cafenea. Dar m-am văzut cu alți oameni la cafenele, cu un om de afaceri, care l-am cunoscut în prima mea călătorie. Am, uh, am stat de vorbă mult cu el la Izmir. Tu scrii și spui că unele campusuri universitare sunt în afara orașului. s-a dat o explicație? Pentru că în, în Europa, de pildă, universitatea este în centru. Da, păi sunt universități create de Erdogan, mai ales în timpul lui. El vrea ca în fiecare oraș să fie o universitate, dar sunt ca la noi orașe mici, universități mici, de proastă calitate și pe care nu au unde să le facă decât în afară, pentru că le vor uriașe cu urți, cu cămine, cu cantine, cu cafenele și chiar și în Adana, care e un oraș vechi, universitatea e tot, tot așa departe de, de oraș, de exemplu. După model american, mai degrabă. Nu, acesta este unul dintre orașele în care uh, ți-a fost percheziționată, să zicem așa, În da, 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 da. camera? Există o asemenea? În, uh, în Afion, prima dată, dar în mai multe locuri. Da? Da. În, în Afion a fost uh, așa, cumva, pe față, da. Și în Izmir. Oamenii vin peste tine? oameni. Doamne, înțeleg că trimit da. câte o doamnă. Da, dar nici nu știu că sunt în cameră. Adică mă văd că plec și poate nu m-au văzut când m-am întors să iau ceva și după aia eu mi-ascund computerul când, când am fost pe, pe drumul Mătăsii în Uzbekistan. Am văzut cu, mai, cu câțiva ambasadori occidentali care aveau ambasada acolo și unul dintre ei mi-a zis nu-ți lăsa niciodată computerul în, în, în cameră, indiferent unde mergi, e al cu tine, nu cumva să-l lași am secrete. Iar cu tine și. mai? Adică, bum, 10 ore, mai car și computerul cu tine? Nu, nu l-am luat. Și în 2014 se întâmpla asta. Când am ajuns în Azerbaijan, cred, mi-au spart parola de la e-mail și au trimis la tot cum se făcea atunci. Aveam, nu știu de unde au luat, copie după pașaportul meu. Și l-au trimis la o grămadă de oameni. Ce, da. Și n-am mai putut recupera oricum contul de e-mail, am făcut altul, telefonul mi l-au spart. Da. Ce poveste, da. Și totuși te duci, adică curajul ăsta, aia nu te lași. Păi da, adică m-au afectat, că pe moment îți pierzi, nu știu, booking-ul pe care l aveai undeva, adresele pe care le aveai, eu mi le scriu întotdeauna și într-un caiet. Și acum ce pui la cale? Acum e secret ce pun la cale. Nu trebuie să-și cu ce oameni lucrează. Te, te învășmintezi, te, te pui? Cum, cum te îmbraci? Când te duci tu singură? Când te duci tu singură? Dacă nu e un loc în care trebuie să mă învășmântez, nu mă învășmântez, dar umblu negru. În general, și aici în general umblu negru. Da? Cu șapcă, cu okay. pantaloni care nu sunt mulați, cu o tricou care nu-i mulat. Cu căldura te împaci bine? Da, nu mă deranjează foarte tare, dar acum în Anatolia a fost atât de grav pentru că nopțile nu scădea sub 30, 30 și ceva de grade și nu puteai să stai decât cu aer condiționat. Altfel era foarte cald și cu aer condiționat nu puteai să respiri. Eu nu puteam să respir și am, am multe nopți în care am citit. N-am putut să dorm. Ce ai mai povestit de praf? De praf asta țin mm. minte că ai avut probleme cu ochii tot timpul, din cauza prafului, e praf, nu știu, nu, nu știu cum să-mi închipui. Pentru că e uscată, e o da? temperatură uscată și drumurile și construcții permanente peste tot și e un praf de care nu scap niciodată. Am senzația că nici acum nu mi s-au făcut bine ochii. <laughs> încă, încă o sărădați să nu de la soare și de la, de la praf. Da? Groaznic a fost, absolut groaznic. Ferice, și de la aer nu? condiționat, și de la... adică și aer condiționat și toate astea. Uneori ai senzația că vezi prin, prin ceață uh, și căldura și soarele la tot timpul foarte strălucitor. Dar, uh, toate astea sunt compensate pentru că vezi lo, locuri interesante și lucruri interesante și oameni foarte interesanți și, nu știu, Şanli urfa care mai de mult se spunea Urfa. E un oraș incredibil, plin de bazinele lui Abraham, plin de pești aceia minunați pe care dacă îi vezi, nu știu ce mare noroc te, te paște. Și ai văzut? Pentru că sunt mulți în așa fel încât să nu ratezi. <laughs> <laughs> sunt locuri incredibile, sau Mardinu, care e așa un fel de Veneție fără apă, un oraș construit pe, în scări din calcar, construit acum o mie de ani și care a rămas intact. Și oamenii urcă acolo pentru că sunt multe scări, aia, așa. și sunt biserici din catolice, ortodoxe, siriace, moschei. E, a fost un oraș multicultural, cu adevărat. Acolo, încă oamenii urcă cu măgarul. Nu poți să mergi cu mașina sus. Mergi cu măgarul și în curțile lor in, interioare, pentru că nu se văd din afară, vezi cum își duc măgarul acolo. Și unele sunt modernizate, pentru că s-au făcut și hoteluri în unele case din, de, de tipul ăsta. E un oraș incredibil. Desigur sigur că în toate orașele astea au fost pogromuri. Au murit sute de mii de armeni. sigur că nimeni nu vrea să-și mai aducă aminte de ei și foarte rar mă auzi pe cineva că vorbește despre acești armeni. Și foarte ciudat că în fiecare oraș din acesta mai mic sau mai mare, există locuri în care armenii au fost sacrificați și niciunde nu e niciun semn și nimeni nu vrea să vorbească nimic, ca și cum n-ar fi existat. Te rog, e? cu fricile, cum te-ai împăcat sau n-ai avut? Ei, da, ceva, ce frică. trebuie să fie avut ca asta. <laughs> că curios, cum să face? mă, prostului nu e frică. Nu? Ce frică și ce să faci? Dacă ai ajuns până acolo, ce poți să mai faci? Chiar. A ajuns până acolo, mă trebuie să te gândești cum te poți proteja. Și cum te poți proteja cel mai bine. Singura mea armă e să zâmbesc neajutorat. <laughs> până acum a mers. <laughs> Căci iată-te. <laughs> da, ești bine. Adică eu vreau să zic așa că gândiți-vă că puteți vizita... Da, vizitați cu documentare și nu cred că mergeți în toate locurile în care a mers Sabina Fati. părerea mea, nu? Adică, nu știu dacă, e, apare, să nu pară o recomandare turistică ce facem noi aici, că scopul Sabine e da, un pic nu e, mai... Nu e boarding pass. Nu, nu e boarding pass. Nu, nu, dar nu, nu, dar e boarding. Chiar, chiar voiam să te întreb, dintre toate locurile astea, uite, în zonele astea, Kurdistan, Irak, Anatolia, Armenia, ne ascultă oameni care n-au curajul tău și poate chiar vor să vadă ceva cu totul aparte, dar... Într-o în relativă, relativă siguranță. siguranță, da. O să le spui celor care ne urmăresc, uite oameni bune, aici puteți merge în orașul ăsta turcesc sau undeva unde, e ok, e safe, puteți vedea, puteți vă faceți trei zile de vacanță cum nu vă gândiți. Eu cred că pot să merg și în Bagdad. Acum e mai complicat, că au început să fie tot felul de revolte. Dar când am fost eu în Bagdad, Bagdadul era liniștit, sigur, la fiecare colț de stradă sunt patrule cu mitraliere, la fiecare stradă sunt mașini militare și oamenii sunt armați până în dinți și, da, era oarecum liniște acolo. Toată lumea îmi spunea, nu te duce în orașul vechi. Orașul vechi e părăsit, sunt doar miliții și acolo asta e problema în tot Iracul. Nu știi cine sunt cei cu armele. Sunt miliții șiite, sunt miliții iraniene șiite, sunt paramilitari ale nu știu cărei grupări, sunt forțele de securitate ale statului, e poliția statului, e armata statului, sunt. Nu poți să-i recunoști și nu știi care sunt adevărați și care nu sunt. Oficiali, vreau să spun. Uh, și în Bagdad oamenii sunt uh, drăguți și primitori. Și, uh, cum spunea un ziarist de acolo, sunt cei mai buni oameni de pe lume. Uh, dacă cineva... Dacă ți se întâmplă ceva în Bagdad, întotdeauna va fi altcineva care te salvează. Și oricine o să se schidă ușa și o să te primească la el în casă. Și, de pildă, în Bagdad, uh, eu am făcut cu într-o etapă ulterioară și m-am dus cu cardul și cu destul de puțin bani cash, dar în hotelul din Bagdad n-am putut să plătesc cash. Și patronul mi-a zis, păi, mi trimiți când ajunge acasă. Ok. <laughs> Zice, am mai pățit așa cu un englez. Că nici lui nu i-a mers cardul. Ei aveau și un bancomat acolo, dar nu voia să-mi no. să dea. Și, în fine, acest patron era căsătorit cu o canadiană și am făcut un transfer de pe Revolut, pe contul ei și, până la urmă, i-am plătit. Dar omul era dispus să mă lase să plec fără să-i plătesc și aveam o datorie de 500 de dolari. Da, oameni de treabă. Mm -hmm. Alfel frumos la Bagdad, înțeleg din câte spui, așa pare. Frumos în sensul că. Da, se mai vede încă orașul imperial, orașul grădinilor, marele și frumos oraș al Orientului Mijlociu, dar uh, parțial distrus și oricum nu poți să intri să vezi nimic, totul e, e închis, sunt sârme înghimpate și toată lumea mi-a spus în orașul vechi mai bine să nu merg, dar eu am mers și nu, mi s-a întâmplat nimic. E, e foarte pustiu și asta apropo de frică, da, ți-e puțin frică să mergi pe acolo pentru că nu e nimeni printre toate palatele lor minunate din când în când vezi cât e o colibă din asta improvizată în care cineva se spală sau spală hainele sau gătește pe o lampă frica asta provine cumva și din faptul că nu ești în Europa și știi că nu ești în Europa, că dacă ești singur pe din Danemarca, din Copenhaga mă gândesc că nu ți-e frică da, dar aici așa e o pustietate cu sârme ghimpate și cu soldați la capetele străzilor și în rest nimeni. Și din când în când, câte cineva care a ocupat, nu știu, coliba cuiva sau... În jur, clădirile civile par să se dărâme toate. E senzația asta de catastrofă iminentă, cumva, acolo. Dar da, pe locurile, locurile umblate... Da, nu, ai de ce să. N-ar avea de ce să-ți fie frică. Dar, totuși, nu merge din Bagdad în Kirkuk, niciodată. ăla ai numit drumul morții. Nu-i neapărat indicat să mergi din Bagdad în Mosul. Nici din Mosul în Kirkuk. Mosulul cum arată acum după, după ce a plecat ISIS-ul și după ce începe să regrupeze, din ce înțeleg eu? E plin de speranță, ca să zic așa, să reconstruiesc multe lucruri. Sunt librării noi, am fost într-o librărie nouă cu cafenea. Da? La Mosul. La Mosul. Undeva într-o da, într clădire care părea pustie, și m-a dus cineva, bineînțeles că n-aș fi știut că acolo e o librărie cu cafenea. Am urcat pe niște scări fără balustradă la etajul 1, toate intrarea și toate scările păreau ale unei clădiri părăsite, dar sus era o cafenea elegantă, cu cărți frumoase, cu cafele bune, cu țigări de foi, cu tot ce vrei. Doamna Sabina Fati povestește despre Mosul, oameni buni, da? Deci la Mosul, unde acum cât? Nici n-a trecut 2 ani, nu? 3? 3, 2017 Cinci ani. Da, da. Cinci da. ani erau bătălii imense și. Dar acolo, în această cafenea, m-am întâlnit cu o poetă, o tânără poetă, foarte elegantă și frumoasă. Mă purta basmada, era fardată perfect și tocmai la, își lansase un volum de. Poezii și am întrebat-o câte a vândut, și a zis: Le-am vândut pe toate, mi le-am cumpărat singură. <laughs> Dar le voi da, da rudelor și prietenilor. Asta s-a mai întâmplat Așa. și în România. <laughs> care e... Dar e foarte, foarte tânără, sub 25 de ani, aș zice. Și ea îmi spunea cum a trecut prin perioada Statului Islamic cu toată familia ei, care i-au era o familie înstărită și-au avut bani și... Și-au luat mâncare. Și-au luat de toți banii, au avut 15.000 de dolari, parcă. Și de toți banii și-au luat mâncare și doi ani au stat în casă. Și-au mâncat ce au putut să aibă. Și tot de la ea știu povestea cu aurul. De ce femeile irachiene ară, sau dar mai ales în Mosul. De ce femeile au mult aur? Bărbații lor le cumpără mult aur. De ce? Pentru că, pentru că, din 3 în 3 ani vine un război sau o catastrofă și vând aurul și pot să trăiască. Aha. Ei ne cumpără aur ca să poată să-l vândă când vin vremurile grele. Ce investiți și ți-au povestit cu inimă largă uh, despre ce au trăit ei sub ISIS, pentru că... Da, mai, mulți, mai multe persoane din Mosul mi-au povestit. De pildă, fata asta mi-a spus cum în primul an încă mai se putea merge la universitate. Și mergea la universitate până când a oprit-o unul de la ISIS și a zis cu pantofii ăștia cu pantofi ăștia n-ai voie să mergi la universitate, că zicea că avea niște tocuri acasă. Da, au asistat la crime, execuții, omului? Nu ieșeau din casă. Nu ieșeau. Le era frică. Am întâlnit și pe ziariști, un ziarist, care spunea tot așa că nu doi ani au mâncat toată la două zile și stătea numai în casă. Și uh, orașul e pe jumătate devastat, evident, ca și Chircucu, de altfel. Și în jurul acestui oraș se reface statul islamic, cum a zis și Radu. Și cine e statul islamic? Statul islamic, de unde a pornit el? Pentru că, poate, nu, nu toată lumea știe. În Irak, e unul dintre puținele state în care s-a făcut lustrație. Americanii au insistat asupra acestui lucru și s-a făcut lustrație. Și uh, toți ofițerii și colaboratorii lui Saddam au fost dați afară. Din administrație, din armată, de peste tot. Și ei s-au regrupat și au făcut statul islamic împreună cu alți fundamentaliști care le-au oferit o ideologie. Pentru că Așa cum știți, cum poate, Saddam Hussein a făcut și el câteva uh, genocide, unul împotriva șiiților și şi altul împotriva curzilor, foarte, foarte grave. Și acum uh, la putere sunt șiiții uh, și şi curzii. Cei care au fost omorâți de Saddam, iar gruparea care îl reprezenta pe Saddam. Construiești o alternativă pentru polul lor. O parte de putere. din. Sau da, o parte da, o parte din. Nu toți suniții sunt fundamentaliști, dar oamenii lui Saddam, da. Ei, ei au, au, fă, au contribuit substanțial la statul islamic. Oamenii aceștia pe care ai întâlnit în Mosul sau în Kirkuk, de ce mai sunt ei acolo? sau de ce? Bun, înțeleg că nu toată lumea poate să fugă, dar unii o pot face sau cel puțin ăștia de care Munte spune... Unde să fugă? Nu știu, la Bagdad nu i mai bine sau... O parte dintre ei, de pildă, în Mosul am cunoscut un profesor de istorie, am fost la el acasă și ei, el și soția lui mi-au povestit cum au trăit ei perioada asta. El a fugit la Erbil, în Kurdistan, dar și-a lăsat familia acolo. Cum, cumva inexplicabil, el Va fiind într-o situație mai complicată, fiindcă îi refuzase pe cei de la statul islamic să scrie o carte. Și familia lui a rămas pe loc până la un moment dat. Până la momentul în care casa le-a le fost luată, ei s-au mutat în niște corturi și acolo au stat militarii statului islamic. De acolo au tras, de acolo au luat tot ce s-a putut lua. În apropierea lor era o altă casă unui judecător, dar judecătorul era cu statul islamic și casa a rămas intactă. Dar casa lor a fost aproape demolată, folosită ca post de tragere. Și familia cu. Deci a rămas aici nevasta profesorului, cu fiul lui și cu nevasta fiului ei și cu un copilaj mic. Și au stat într-un cort. Te gândi vreodată, sigur că pare idiot ce spun, și probabil că e, să vorbești cu un operator și să faceți împreună o serie de documentare pe traseele tale? Eu cred că oamenii nu vorbesc la fel în fața camerei. Eu cred că se mulți greu. se tem de cameră. Da, se pot face și cred că s-au făcut, dar nu, nu cred că e la fel ca și cum ai merge și ai vorbi uh, pur și simplu față în față. Eu nici nu o registrez cu telefonul, să nu îi... Să nu inhibi. Da, adică mai degrabă scriu okay. sau țin minte, Am scriu în principiu. Da, stimați prieteni, suntem la final și... Ca de obicei, trebuie să... cred că trebuie să recunoașteți și voi că ceea ce auziți aici la vorbitorii, nu auziți niciodată și nicăieri în altă parte. Sigur că le găsiți în cartea Sabinei Fatii. O mai arăt încă o dată. Da. Și să este pomenim a... și de celelalte cărți din da. același registru, de Ocolul Mării Negre în 80 de zile și Singură pe drumul Mătăsii, care sunt cam din același bazin, spiritual, nu geografic. Acum, după ce ați auzit toată povestea, mm -hmm. mă întorc la remarca de la început. Deci, n-am vorbit aiurea când am spus că Sabina Fati este foarte curajoasă. E cea mai curajoasă este? persoană da. pe care am întâlnit-o aici. Deci, nu... Adică vorbim mm -hmm. despre ce mai făceau oamenii la Mosul. Pare, La Mosul nu te duci așa. Da, nu faci city break-uri. Nu, nu faci city break. Da, da, da. da, da. Da. Um, și Sabina vă dă întâlnire Târgu Sâmbătă pe 24 Podcastul nostru apare probabil pe 22 Joi, joi. Da. Pe 24 o să fim la Bookfest Târgu Mureș Cu Denisa Comănescu Cu Sandu Stermin care vine de la Cluj Cu mai multe lume bună. Ne vedem acolo Îți mulțumim tare mult și îți mult promisiunea Că data viitoare când vii ne povestești Despre Izmir Care are uh. un parfum așa aparte din ce am citit eu la tine acolo. E fost eu foarte Smirna. Eu vă mulțumesc. Ea era, nu se zicea că miroase a Smirna? Da. Ce, de ce, ce miroase miroase Asmirna? Ce era că sau eu miros E o sens. plantă. Smirna e, se folosește da. în registru religios mai sim, ales. Sim. Mm -hmm. Dar orașul avea multe alte mirosuri. Da. Eu îți mai zic așa că Sabina are un parfum aparte, eu care am, am simțit miros. înaintea ta că m-am da, dus da, să iau da. de jos. Eu am așa. miros doar într-o nară, știi? Și așa. târziu mi-am dat seama da, azi, aici uh, miroase cumva cum n-am mai simțit. Și data viitoare o să o întrebăm da. și de presa românească. N-am avut timp acum. Să Ei, întrebăm. Presa românească e o poveste mult mai puțin fascinantă. Mai e persoană. adevărat, da. da. O întrebăm. Da. 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 Mulțumim tare mult, Sabina. Mare bucurie ne-ai făcut. Și eu vă mulțumesc. Neașteptări! Wow! Pe 17 septembrie 1972 era episodul pilot, 50 de ani de la Mesh oh, okay. și uh, mă rog asta e o formă de sărbătoare pentru că serialul ăsta de fapt cred că a schimbat într-un fel lumea sitcomurilor urilor că da, el, da, da. el a zis serialul ăsta, râdem, în glumim, dar aici mai tăiem și facturi, adică mai spunem și niște lucruri nasoale și uh, mai punem și ceva în inimă și mai modelăm o nație și mai transmitem niște mesaje. Mm -hmm. Și nu uh, a fost acceptat asta de la bun început. Încă uh, funcționa un fel de cenzură sau autocenzură la televiziunile și funcționează în continuare la televiziunile americane pentru că trebuie să te spui legii of comului și uh, de exemplu mesajul ăsta care spunea și a ieșit cu scandal la ei, povestește Elena Alda. Elena Alda uh -huh. uh, dă un interviu la 50 de uh -huh. ani de meș și îi spune în felul următor uh, existat un mesaj acolo, regula numărul unu în război este că mor oameni tineri și regula numărul doi este că chirurgii nu pot schimba regula numărul unu. Da. Și uh, asta a ieșit cu scandal. A ieșit uh -huh. cu scandal în societatea americană și mediile de televiziune americane. Uh -huh. și zic, bă, da, ce facem aici? O râdem sau ne ocupăm de lucruri serioase? Dar nu se excludă și oamenii au zis uh, aici facem altfel de, de serial cu niște idei uh, cu și cu șopurile dacă vrei. Uh, mm -hmm. uh, la un moment dat îi se reproșează lui Gary Borhov, Radar da, Radar Radar da, da. da, da. spune uh, îi se spune dar de ce n-ai făcut treaba asta. Și el spune a, pentru că știți ai mă virgin. dar mm -hmm. el o spune cu sensul de neinițiat în da, da, treburile da, da, astea da. nu cu aluzii sexuale și uh, vin controlorii, zic: nu nu merge. Nu merge cu virgin, nu se spune aia, mă, virgin la televizor. Anii oh, 70 doamne. și echipa spune uh, nu se spune. În episodul următor au avut uh, îl întreabă pe un rănit care era pe, pe acolo uh -huh. și de unde ești tu băiete și omul spune din insulele Virgine. <laughs> <laughs> Frumos Cam asta era uh. atmosfera uh. Da. serialului. Eu mi-am uh, numit o pisică după un personaj din MASH. Mm. Am avut un tigrat care i-am spus klinger klinger da doamne da, 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 ce da, personaj. Da, da, da. Păi și pisicul ăsta era un personaj da. de mi s-a părut că e un nume bun. Deci da. Mesh este absolut da. senzațional, da, da, da. extraordinar. mai prima variantă, prima variantă, că după aia s-au mai schimbat personajele. Da, da. Da. A, bine, Elenalda... Elenalda Elena Alda rămâne, rămâne, da. 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 Elenalda și... și scris niște cărți pe care mai am le-a publicat. Uh, și, da, îmi pare rău că acum nu țininte da, pe de rost, radar, radar rămâne o bună bucată și de vreme. Hullahan e... Până Așa, doamna, la capăt, doamna Maiorul, da, sigur, doamna Maior, da. Așa, se schimbă mâna dreaptă lui Pierce. Um, apar niște personaje noi, rămâne Frank, mi se pare, până da, la urmă da, la da, Ferret Face, cum îi spuneau ei. Dar i e da. ca, ca actor, da. Da, 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 da. Uh. mine mi a plăcut foarte mult primul comandant. Care avea o tichie cu toate insignele da, 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 pe el da, da, care da, părea da. tot timpul derutat și picat din lună, avea, nu mai țin cum îl cheamă, McKenzie, Aș something like Frank Black, nu mai știu cum îi zicea actorului, dar cred că au omorât personajul, nu? A, a, da? a fost un, uh, a, ba, da, ba, da. au spus da, că da. a fost un accident sau pe mm -hmm. drumul de întoarcere da. către casă, da. Da, dar e așa. un serial cu un tip de melancolie și un tip de dragoste și un mesaj mm -hmm. pe care... Da. că foarte multă lume l-a iubit și iubește. A, că e mai ver. aveți ocazia, arătați-l copiilor. Bă, Chit că face 50 de ani. Spuma filelor. Vorbitorii în după răscrieți cu cătălinți, e timpul să prezentăm cărțile. Vă rog, nu le Dumneavoastră, deschideți schimb eu balul o carte pe care tot am zis că o prezint și n-am prezentat-o. Ea este quasi noutate, numai noutate, Viciu Ascuns, al lui Thomas Pynchon. Thomas Pynchon, celebru, postmodern, cu curcubeul gravitației, cu strigarea lutului 49, cu tot felul de cărți de complicate. Cartea apare la editura Polirom în colecția Biblioteca Polirom. Inherent Vice este titlul în engleză. Film cu Joaquin Phoenix, am aflat și eu. Eu sunt corigent la filme de obicei. A apărut, a apărut și cartea? Da, am auzit că și tata lui Enrique cântă. Da. Și traducerea este o traducere spectacolă a lui Dan Croitoru. Care este director editorial de la, de la Polirom. E o traducere care l-a stors pe, pe Dan, un traducător foarte bun și un redactor de, de calibru. E un om care traduce mult din In McEwan, nu mai știu câte a tradus, 10, mai mult de 10. Iar un cult al lui In McEwan. Aici este o poveste din anii 70, o poveste, un roman parodic al lui Thomas Pynchon, care nu este tipul de lectură la care te aștepta deschizând o carte pe care scrie Thomas Pynchon. El e mai greu de citit de obicei, are niște strategii, niște tehnici narrative care îți pun un pic mintea pe bigudiuri. Aici ai o poveste aproape polițistă, o americă a anilor 70, pe punctul de a cădea în brațele corporatismului, pe punctul de a face loc corectitudinii politice, încă înainte, dar nu cu mult, o Americă dominată de tripuri, de droguri puternice, de sex, de literatură polițistă și film polițist, de bande, de răufăcători, de răfuiel și așa mai departe, și apare aici un anume Larry Lawrence, Sportello, zis Doc, care este un detectiv particular, care e și el pe tripuri din când în când, și care trebuie să investigheze un caz, fosta lui iubită îi trimite un mesaj în care îl roagă să investigheze cazul unui om, om de afaceri, implicat în niște construcții, niște imobiliare, care este actualul iubit al acestei cucoane. Și de aici o întreagă călătorie prin mai multe tipuri de America. America violenței, America parodică, America multor clișee, America literaturii polițiste, pentru că vezi aici trimiteri la Philip Marlowe la eroul lui Raymond Chandler veți la Sam Spade la tot felul de personaje, deci cartea este un compendiu de aluzii culturale câteodată și științifice dar în primul rând culturale și în primul rând literare și este o plimbare de aproape 500 de pagini între crime și forme de șantaj și de timorare și personaje aiurite și cu mintea prăjită și cu tot felul de răsucire ale destinului o carte, repet, spectacol, dar asta și pentru și datorită traducerii. Deci Dan Croitoru face o muncă de cascador aici, cascador de, de text, și dedică traducerea tatălui său lui, lui Mircea Croitoru. Dar da, este o recomandare. Este un pinch în altfel decât așa cum îl știm noi din istoria literaturii americane. E postmodern, dar e with a twist, cum se spune, și este o lectură după care era păcat să nu se facă un film. Acum am devenit curios și o să caut filmul cu Joaquin Phoenix să văd ce face el din Doc Sportello, că bănuiesc că ăsta e personajul. Nu pot să vă arăt cartea pentru că am ascultat-o. <laughs> <laughs> Începe bine. Da, da, cartea e absolut formidabilă și o să-ți placă și ție, uh, cred că trebuie să-ți fac rost de o variantă tipărită de pe da. Amazon, că e proaspăt apărută. E apărută mm -hmm. acum o săptămână, două, trei. Se numește Picasso's War. Hai să mm -hmm. spunem în engleză, pentru că nu știm cum o să fie tradusă. Băi, nu e cu da, războiul lui Picasso. Picasso da. uh, How Modern Art Came to America. Mm -hmm. Deci cum a ajuns arta modernă în America. Și este scrisă de un domn care se numește Hugh Ikin, Sper că i-am spus bine numele Yeikin, ceva de genul mm -hmm. ăsta bon. Ce va să zic această carte Care e importantă, cred că și pentru noi românii Sub numele lui Picasso Care, mă rog, e cel mai atrăgător Se ascunde o întreagă generație de artiști moderni Contemporani, cum li se spunea secolul trecut Picasso e șeful lor Dar acolo mai sunt... Matis, Sezan, de Dega mm. și, uh, și toți, uh, brac de exemplu, toți reprezentanții artei moderne, uh, mm. ai cubismului și. Brac a avut o relație de la Van cu Picasso. Sigur, da. sau da, da. și cartea descrie foarte da. bine mm. lucrurile astea. Dar Picasso, cum îi spune numele, aici nu e eroul principal, ci opera sa. Mm -hmm. Și cartea e are titlu foarte clar. Cum a ajuns opera modernă în America, inclusiv Brâncuș. Oamenii ăștia nu au cucerit America. Noi astăzi îi vedem ca au un dat și cum au cei mai tari europeni care au făcut lucrurile minunate și lumea i-a îmbrățișat. Nici vorbă. Nici Europa, nici America nu e, cum s-ar spune pe românește, nu i-a halit pe băieții uh -huh. ăștia de la uh -huh. bun început, ci a fost nevoie Bachele de o muncă. chiar au fost mișcări de protest împotriva exact, lor. Exact. Așa. Exact. Și lumea a zis, așa nenorocire? Niciodată. Uh -huh. Culmea culmilor este că cea mai mare deschidere a existat pentru opera lui Picasso și a micilor în Rusia. Rusia era cea mai avansată da. țară, Rusia țaristă, uh -huh. printr-un domn care se numea Shukin, Uh -huh. și care a cumpărat Picasso, deci de prin 1910-1911 a avut nas. A simțit ceva. Și a da. zis, bă, Shukin ăsta era extraordinar de bogat și a zis... Flerul meu îmi spune... Asta că... Da. Colecția lui a fost confiscată de comuni și astăzi da. în Rusia ai o grămadă de Picasso cubiști uh -huh. care stau foarte bine acolo. Dar cartea se concentrează asupra Americii, unde un Shukin local numit uh, John Quinn, un avocat, cu o pasiune extraordinară pentru arta modernă, începe să construiască această colecție personală care are două capete de pod. Picasso și Brâncuș. Brâncuș, Queen este cel mai mare colecționar timpuriu al lui Brâncuș. Societatea americană nu numai că nu este atentă, nu vrea să se uite, nu vrea să-i accepte, dar protestează împotriva mm -hmm. prezenței lui Picasso și a lui Brâncuș. Brâncuș este desfințat în ziarele americane, la primele expoziții mm -hmm. organizate de Queen, doamna Pogani, doamna Domnișoara Pogani, domnișoara Pogani fiind numită uh, un nou de rață pe un cub de zahăr. Asta era critica ziarelor americane. Picturilor lui Matisse, nu picturilor în sine, ci unor copii executate acolo în America, li se dădea foc în fața muzeelor. Da. Deci oamenii veneau, uh, era denumită arta de și cartea aceasta arată întâi eforturile lui Queen, care sunt absolut admirabile. Săracul a murit de tânăr. Colecția lui, care a fost probabil cea mai mare colecție de Picasso, Brâncu și mm -hmm. alți artiști, s-a pierdut în zări. Și din urmă a venit cetățeanul numit Alfred Barr, întemeitorul Muzeului de Artă de mm -hmm. la MoMA. Da. așa Și arată eforturile sale de a construi și reconstrui. De partea cealaltă în Europa, doi domni, un colecționar care se numește Cam Weiler, și celălalt Rosenberg uh, au acest flair de a vedea uh -huh. uh, ce se întâmplă cu Picasso și prietenii și au și ei colecții uriașe. Domnul Conweiler care este un evreu german, uh -huh. statul francez ia întreaga colecție după război și o vinde. Uh, dacă colecția s ar fi fost păstrată, astăzi ar fi valorat un miliard de euro uh, cu tot ce cuprindea, dar cartea are... Uh, o grămadă de istorie uimitoare, o grămadă de întâmplări de asta care ți se pune să pune un nod în gât, să vezi prin ce au trecut, nu neapărat autorii, că ei erau bine pictorii, no, no. ci cei care încercau să, să lucreze cu ei. Iar iar dezvăluirile despre Brâncuș pentru noi sunt absolut încântătoare, adică mm -hmm. ține închipul e Brâncuș la 60 de ani dominând Parisul, da. În Paris, Parisul, vizitat de Alfred bar. cu Brâncuș trebuie mergeau greu. Dacă voi să faci afaceri cu el, trebuia să mănânci. Brâncuș mm. avea pasiunea gătitului, își făcuse plită, sobă mm. din asta, gătea seara, făcea tocănițe, grătare. Ce știi tu că să faci și te place nouă? Da. Te punea să mănânci, să bei, după mm -hmm. care plecai cu el la dans, unde el o dansa pe Marga, nevasta lui Alfred bar, Și de-abia după aia puteai să faci business cu, cu el era și treaba <laughs> de business da, da. există și uh, anecdota cu ofițerul nazist care vine la Picasso și se uită la Guernica și spune asta ați creat dumneavoastră și el spune nu, asta ați creat dumneavoastră <laughs> e, uh, o, da, e o bun, glumă celebre, da uh, Guernica, uh, iarăși acum e celebră și lumea da. se înghesuie Iar. la muzeu uh, nu e Prado, e celălalt uh, de la Madrid la Reina Sofia La Reina Sofia, la Reina Sofia e, Sofie, e, e, da, da. este Guernica Ghernica a fost comandată o lucrare comandată uh -huh. și prima lucrare politică A lui Picasso Lumea s-a uitat la ea A zis nu, chiar da. se întorceau cu spatele La ea da. Ziarele din respect pentru el Unele dintre ele Nici măcar n-au vrut să scrie Și uh -huh. a zis nenorocirea Luați-o de aici să nu o vedem A fost protejat de presă Pentru că era deja era mare dar au fost unii care au zis. Și da. ea a fost pusă, ea, fiind o lucrare morală, a fost pusă într-o expoziție specială dedicată războiului spaniol și de acolo, curatorii de acolo n-am spuneau, să scăpăm totuși de oribilitatea da. asta, de nenorocirea asta de aici. Așa a fost tratată mm -hmm. lucrarea la da, da, început. Da, da, era 1936. Da. Cum facem să scăpăm? Ce-a făcut ăsta aici? Nu pictase da. de 2 ani. Da. Era într -o, uh, era în divorț la propriu uh -huh. de soția lui Rusoaică, aveau amant, două amante noi, uh, una care i-născuse un copil și Dora Mar și uh, omul a avut un declic politic și a desenat uh, Ghernica. și lumea a zis: "Doamne, mai bine nu să reapuca." <laughs> în 36, Dimitrie da. Gusti înființa Muzeul Satului la da. București, da. E alte vremuri, alte da, lucruri. Da da, 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 da. <gătă> Atât am avut de zis, că oricum am vorbit mult despre subiectul ăsta. Da, dar zic, e o carte care mie okay. mi s-a lipit de suflet încă o dată. Războiul lui Picasso. Uh -huh. o, găsiți, uh -huh. o găsiți pe Amazon, în engleză. Uh -huh. Tu nu faci recomandări de cărți care apar la noi? Sunt mai ușor de luat? Bă, ce pare în de librării? Am... <gătă> eu dacă am... <gătă> am nu ajuns librăriile să vândă carte? Ba da, am, am cartea lui Ionuț Rada. Ok. Deci e cartea Ce lui Ionuț pe, pe, -am ses, da, pe care o lansez pe 26, a apărut la Pilot Books, pentru care da, și știu. tu lucrez acum. Da. Uh, cartea lui Ionuț e importantă dintr-un punct de vedere, că Ionuț nu e unul dintre marile, marile staruri ale uh, uh, fotbalului românesc, dar este un jucător de o seriozitate și o tenacitate ieșite din comun. Și o ambiție formidabilă pe care o să o găsiți aici cu toate întâmplările mm -hmm. necesare fotbalului, dezvăluiri, culise, știi tu cum să pune mm -hmm. în, în da, autobiografiile da, astea, da. cât trebuie acolo. Dar ce rezultă este că dacă vrei să ajungi la un nivel, uh, să joci la prima ligă din România, mm -hmm. chiar trebuie să ai nervi de oțel și să fii ca o stâncă din multe puncte de, de vedere. Fotbalistic în ultimul rând, trebuie să ai alte înzestrări, Aici sistem eu, nervos, bun. El a fost fotbalist. Da, știu, e, chiar știu, a fost știu și a jucat la câteva echipe a importante, da. da. La... Craiova, rapid, FCSB, rapid, Fe... sau Steaua, ai zicea. Steaua, ai zicea, și, și da. CFR Cluj, și a da, jucat Liga da. Campionilor, deci... Da. Da, fotbalist important pentru noi și super ambicios, așa. Mm -hmm. Bun. Uh, ai zi tu din România eu adică, data de la, la librările la... din România să da. ajutăm librările din România inclusiv Humanitas uh, Lipscani numărul 42 care s-a deschis uh, da. săptămâna trecută da, eu mă gândeam când o să apară podcastul. acum o săptămână acum acolo acolo. aproape o săptămână mm -hmm. da. uh, Carolina Ramquist uh, Femeia Urs un roman apărut la Pandora M în colecția Anansi uh, în traducerea bună, ok, nu mai mult a lui Ovio Olaru. Cine e femeia urs este o doamnă pe care o cheamă Marguerite de la Roc și care este abandonată pe o insulă. Este un soi, dar nu e chiar un Robinson feminin pentru care are și însoțitori. În urma unei aventuri sentimentale, poate chiar erotice, cu un tânăr căruia nu i se dă numele, în timpul unei expediții pe care vărul lui Vărul ei, contele de Robert Val, o face spre Noua Franța. Este o expediție de explorare și de descoperire a unor noi teritorii. Pedeapsa este aplicată, fata, femeia rămâne sing aproape singură acolo, cu o însoțitoare în vârstă, Damien, și povestea este reconstituită din mai multe surse. O doamnă scrie o carte despre ea prin prima parte a secolului 20. Doi cartografi îi refac povestea și peste toate straturile astea vine stratul autorial al autoarei, care este o scritoare suedeză foarte importantă și care reface povestea acestei Marguerite de la Roc. În paralel cu cei doi cartografi, sau aproape în paralel cu cei doi cartografi care scriu despre ea, mai scrie cineva despre ea, scrie Margareta de Navara, care are o carte de povestiri care se cheamă Heptameronul și care este un soi de omagiu oblic adus lui Boccaccio și de Cameronului. Și aici aflăm mai multe lucruri din cartea asta. Unu, care este limita de suportabilitate în condiții adverse, în condiții ostile, în condiții vitrege, în care trebuie să te hrănești fără arme și trebuie să faci față unor atacuri, inclusiv din partea unor urși. Femeia urs omoară doi urși și le pune capetele pe copaci, ca trofee, și învață lecția supraviețuirii. Pe urmă, ai planul prezent în care personajul povestitor face o deplasare în Franța pe urmele contelui de Robert Val, conte cred că era, undeva lângă Paris, este domeniul lui, este castelul lui. Personajul narator are el însuși niște dificultăți de acomodare la viața de familie. Are o fată pe care o ia la Paris și care... E năzuroasă, e din altă lume, pare în divorț spiritual de, de părinții ei. E o explorare și a raporturilor dintre femeie și bărbat, și a felului în care femeia își putea face un rost în lumea de acum nu știu câte sute de ani, când cineva ca Margareta de Navara putea să scrie, dar putea să scrie pentru că era regină pe când altcineva nu putea nici măcar să iubească pentru că se trezea izgonit sau lăsat pe o insulă. E o carte subtilă și o carte care nu respectă graficul suedez. Graficul scandinav la ora asta constă în bună măsură în cărți de acțiune nu neapărat poliseuri, dar cărți cu o tramă foarte precisă. Aici trama e difuză și planurile se întrepătrund și uh, faci mereu naveta asta dintre uh, prezent și trecut și, repet, e o, e o apariție foarte interesantă. Nu este cea mai bună apariție din colecția Anansi, și bine, e și greu să faci clasamente, dar e uh, o carte cu un parfum, un parfum aspru, un parfum scandinav de scoarță de copac, de alge și de aventuri care nu se termină întotdeauna bine. Astea au fost cărțile de astăzi, prieteni, să tragem și la poartă, mm. să vorbim un pic despre Liga Campionilor. Fotbal și fotbal la nuc. Fotbal la vorbitorin și Liga Campionilor. Sigur, am zis să plecăm de la ideea, de fapt ai propus de la ideea de a vedea o posibilă câștigătoare anul da. acesta, să facem un pronostic foarte uh, curajos, zic eu, hazardat da, de-a dreptul, da, dacă absolut. stai să te gândești, că liga va fi întreruptă la un moment dat de campionat Din cauza da, campionatului cupei da, Cupei Mondiale, și asta va duce la uh, probleme uh, de multe feluri da. și în primul rând va întrerupe forma echipelor, Va provoca accidentări, posibil. Și cea mai mare durere va fi la Real Madrid, care sigur este într-o formă de asta astrală. nici măcar. Câștigă, da. Câștigă fără să joace neapărat astral. Eu îi văd toate meciurile. Câștigă. Da, câștigă, păi ce să ai are 9 victorii, nu? Da, cu tot cu are 9 din 9 și cu Liga Campionilor. Cele două meciuri de până acum, de atenție, are o grupă ușoară în Liga Campionilor? Da, nu ușoară. Șachtior, da. Șachtior Celtic și Leipzig. Leipzig înseamnă un ușor. Mai de mult, da. dar, mă rog, în fine. Um, da, nu cred că de aici va veni, mie mi-ar plăcea să câștige real și eu, o mi oară trofeu, dar nu cred că de aici va veni victoria. Sigur că toată lumea vede pe City. Sau aproape, 95% văd Calculează simplu. A venit Holland, înseamnă că Liga vine, în sfârșit, ajunge Liga la Manchester City. Că cetățeanul dă gol în fiecare meci. de -aia. E adevărat. Deci omul e un cyborg, clar. Și un cyborg care, după părerea mea, mai puțin spectaculos decât Lewandowski care nu e un cyborg, e doar un marcator. Uh, Lewandowski mai are finețuri, mai are lovituri libere, mai are combinații, mai are mingi liftate. Uh, Holland marchează și el spectaculos din acrobații. Deci din figuri de astea de circ, cât o foarte cât o lovitură scorpionului, însă 90% din golurile lui sunt de acolo, din 7 metri, 8 metri, el fiind un atacant enorm, tocmai pentru că e mereu unde trebuie. Este Pipo Inzaghi cu fizic și cu execuții. Și fără simulări. Adică Inzaghi simulat de rupea. Da, îmi pare rău că nu are niciun farmec. era unul din cei mai mari simulanți din istoria da, ta, fotbalului. Este, da. Toată lumea l-a iubit pe Pipo. L-a luat, mă rog, -a luat și pe Klinspan. Da. 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 era greu să-l iei pe Klinspan, la simulări. Da, da, da Pipo l-a da, da, luat. Da. Klinspan merita un Oscar. Da, un da, 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 da. Dar eu -a cred -a. că Inzaghi l-a luat. Uh, însă nu... Uh, Holland e un fotbalist perfect onest, da? care nu trișează, sau de cel puțin n-a trișat până acum câteva etape când, nu mai știu în ce meci, într-un amical cu Barcelona. S-a lăsat pe sine, așa, în care eu și arbitru i-a dat penalti. Deci, aia a fost o mizerie în care nu l-am recunoscut pe Holland. Altfel, este un sportiv senzațional. Dar, Dar am văzut nu o... cred... Stai, că am văzut o imagine și vreau să o... Există o imagine pe internet de azi. Mm. Știi că după ce are loc încălzirea, fotbaliștii vin și dau tricourile alea de pe ei sau mm. jachetele mm -hmm. le dau unui om de la magazie. Așa. Kitman. Okay. Și toată echipa lui City aruncă alea spre mm -hmm. Ăla omul prinde din stânga, da, da, ten, da, da, singurul care vine și pune obiectul în mână este Holland, <laughs> știi? Și ăsta da. l bate pe spate și zice, okay. -te, mă, ce Apreciem. Da, da. scuză-mă. Da, a aia, simularea aia a fost uh, ordinară și pătează un pic blazonul, dar altfel, să zicem că a fost o excepție. Nu mă înscriu în concertul general care o vede pe, pe City Marea Victorioasă. E posibil ca ei să câștige pentru că au bani, eu au pe Holland, au un antrenor foarte inteligent și foarte bun, au lot, au de toate. Dar nu știu dacă nu cumva n-ar fi cazul pentru o surpriză enormă. O surpriză enormă? Da, da. S-ar putea să nu fie. Eu am, nu știu de ce, am visat, habar n-am ce s-a întâmplat, am visat o surpriză dinspre Benfica. Spre Benfica. Să mă bați, nu pricep de ce. Poate că a trecut, eu sunt acum vârât într-o poveste în care studiez blesteme și că îmi trebuie pentru romanul la care scriu. E, ar fi cazul să se termine blestemul lui Bela Gutman, care da. nu i s-a mărit salariul și care a plecat blestemând-o pe Benfica să nu mai câștige nicio Cupa Europeană, nu știu câte. S-au rugat la mormântul lui. Bon, da. da. S-au da. dus, s-au rugat, -au, dus, au făcut la da, da. Se pare rugat că frumos. și Eusebio să acolo la un moment dat, da. a făcut niște demersuri. Da. Da. Uh, am impresia că Benfica, având o echipă prin nimic senzațională, cu niște jucători buni, adevărat, uh, ar putea fi iepurile care sare din tufiș și uh. o ia la fugă și pune o lăbuță pe cupă. Bă bă, A, e acum, e impresia atâta. Acum în grupă, sigur. Mi-a votat la Juventus. Da, PSG are 6 puncte, Benfica da, 6, 6 puncte, da. Juventus și cine mai în grupa aia au 0 puncte, nu știu exact. Da. Dar, dar aici aici ce, cetățenii. Așa. Cetățenii așa, francezi nu... Ba da, dar cetățenii ăștia francezi fostbolul? se ocupă cu fotbalul ofensiv cei trei muschetari nu vin din coace de linia de centru are, de... Nu ai impresia că antrenorul ăsta nou i-a dus special ca să-i bată dacă nu se apără Da, nu o să-i uh, bată Nu o să-i să să nu nu Galtie sau Goltie Galtie, cred că Galtier, e cum stă embape. de Mbappé Mbappé ți-a refuzat de mai oferta de la Real ca să rămână la Paris A rugat de președintele Franței oricum. Știi ce a făcut Micuțul zilele astea? a refuzat să mai colaboreze cu Federația franceză de Fotbal pentru că nu e de acord cu sponsorii federației, care sunt alții decât sponsorii lui. Uh -huh. Și a chemat federația la ordine și a zis, nu, eu nu mă prezint la evenimentele voastre cu acești sponsori. Decât dacă, sigur, pentru uh, o sumă, da, pentru o sumă Așa. care este, Răsplătitoare, mi da. se pare, atât de strigător la da, cer, este, este eu adică. cred că nu aveți nevoie de tipul ăsta de jucător. Are aprins o formă de tupeu care îi face rău deja, pentru că el este dincolo de superlative ca fotbalist, deci are o explozie și o tehnică și o viteză și o vitalitate. Nu am văzut sprinturi cu mingea la picior da. ca ale lui, nu știu dacă am mai văzut vreodată. Uh. Însă caracterial începe să pocnească pe la cusături. din păcate, în păcate pentru el, în primul rând, nu neapărat pentru PSG, dar pentru el în primul rând E cam năzuros și, e cam, și a cam luat-o luat în cap, românește spus Messi, care este un monument al fotbalului din toate timpurile, nu a avut atâtea figuri în cap câte da, da, la da, acest da. cetățean Da, bine, Messi știe că este pe pantă descendentă, pe cât Mbappé știe că este în plin ascensiune, în plin fuleu Știi cine e acolo foarte interesant? S-ar putea să-l pună la punct, ci că și-a revenit, Sergio Ramos, și un fel de adjunct în vestiar, Dar da, am citit în L'Equipe da, da, că. Da. E responsabil da. cu represaliile. Da, Ramos a avut o problemă cu. o să-ți închipui, cu medicina franceză. El a venit mm. cu niște probleme de joc, da. de accidentări. Medicii de la PSG i-au recomandat niște lucruri. Ramos a zis, așa ceva nu se face el fiind expert așa, uh -huh. și s-a dus înapoi la medicina spaniolă, deci el și-a căutat rezolvările înapoi la ce da, știa da. el la Madrid. Acum se pare că s-au împăcat uh -huh. și uh, Don Sergio uh, pas cu pas și-a revenit și fizic și că a început să dea capace în vestiar, după Aha. cum e stilul bine cunoscut. Da. Uh, și cred că nu vrea nimeni să aibă probleme uh -huh. pentru că Don Sergio coboară de la patru lige ale campionilor, da, adică da, da, da. vine despre niște cai foarte mari. Da, mai spun o dată, e posibil ca ideea mea să fie cu totul năstrușnică și să n-aibă niciun fel de acoperire, dar a fost doar o impresie dintr-o seară. Tu ai favorit sau vezi ceva, o surpriză? Nu, mă uit așa la Real Madrid, care sigur poate să facă o chestiune. Da. În continuare, tot aici ăștia... Sunt de pe altă lume, e greu de da, explicat ce sunt întâmplă aici acolo. aici ăștia au început să se împrospăteze. Adică am a apărut și care, da, da, care e titular, da. Da, e titular, uh, soacă, Da, și e titular. Domnului Cross și Modric și Benzema uh, sunt acolo uh, de când el Modric, Benzema uh, Modric, uh, Modric a accidentat, uh, Modric a ieșit la un moment dat ieri cu Atletico, Cross... Nu știu dacă Bada mi se pare că a jucat da. a jucat titular, a intrat Camavinga la un moment dat. Sunt niște jucători pe care, din cauza numelor foarte mari care au fost la Madrid, noi ignorăm, noi vedem ca niște vedete Na, de ani de zile. adică De tipul Rodrigo. Nu, lăsați. Valverde... Valverde uh... mi se pare cel mai în la ora asta. Valverde, Asensio... Uh... Un Asensio nu prea joacă. Da, dar când, când joacă, vezi, da. vezi calitatea. Un jucător ca Valverde, bun. Uh... Este absolut impresionant. El da, a avut da. golul ăsta, zic că ți-am și scris în seara aia. Ce, uh, da, a marcat uh, cred că în la un 2 0 cu Leipzig. Cu Leipzig, da, Leipzig. Da, după ce da. a prelucrat jumate de apărare da, și a da, pus da, da. mingea pe picior, Super calitate da. pentru un jucător care nu e Holland, nu e Messi, a, nu, 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 Dar nu, e acolo nu. când trebuie și cum da, e trebuie. Da, e foarte bun. E foarte da. bun și e tânăr. Asta e avantajul realului. El are, nu știu, da. 23-24. Deci acolo. văd realul. Ridic o sprânceană la ce înseamnă Napoli, care are acum șase puncte. Dar să vedem de ce, ce da. se întâmplă acolo, la Napoli, nu mi-e foarte clar. Uh, și în rest, uh, Bayern va fi acolo cu siguranță. Deci Bayern va fi în semifinale. Uh -huh. e clar, are okay. probleme în campionat, Da. dar în rest uh, e fix în parametrii ei. Pe și Barcelona nu vezi? Încă nu are forță, încă nu are așezare, încă nu are echipa da, care și -au, să... Și-au luat câțiva jucători foarte buni. Și-au luat, și-au luat, adică Lewandowski da. e bombă, Rafinha e, e foarte, foarte bun, bun. Foarte bun. Chesie, că încă nu l-au lucrat. și și Julcunde, în apărare, se Cristian să Christensen, bine durează. echipa. Ei vin oh. de undeva de jos. Știu deci asta. Nu e... Da, dar uite că sunt pe doi în campionat. Da, da, unde să fie... Adică sincer, sincer, prost. Unde? Adică Real Madrid și Barcelona da. sunt la primele locuri. Deci mai durează. Uh, știi la cine aș uita? La Tottenham. Mm. Aș uita. Ok. Conte are acum și bancă de rezerve. Are, da, uh, Son uh, începe de primul de 60. Bine, da. Hetric. da, adăugat. domnul Conte are și bancă de rezerve, știe meserie, mm -hmm. nu are jucători răi, deci m-aș uita spre semifinale la ei. Și Liverpool întotdeauna rămâne o echipă importantă oricând, oricum, în orice este parametri. Important. Este important, dar ceva îmi spune că s-au stricat un pic lucrurile acolo. Nu e reparabil, dar ceva s-a fisurat. Să e, vedem. 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 Astea sunt doar e, astea discuții, o să, râdă, discuții o să la să ceva în loc, de la o bere, la o apă în loc da. de bere. Da. mai veniți în luna mai, o să râdeți <laughs> de noi. Uh, se încheie acest podcast, stimați cetățeni, cu o propunere care m-a lăsat cu gura căscată pentru că eu nu pun gura niciodată pe așa ceva. Haideți că vă zicem acum despre ce e vorba. Oale, pulcele și tigăi Finalul nostru glorios cu mâncare se va opri la maioneză. Da. Maioneză. Divin. Cum? Divin. Deci, maioneză eu nu pot să mănânc pentru că are ouă și mie o fac rău. Și nu mănânc, și de da. câte ori greșesc, se simte. Dar nu stiubi am... să spui, nu despre asta că n-am voie. Aro, dar pot să spui despre asta că A au fost vremuri când am mâncat, dar nu știam e? că îmi face rău acum. Aha, știu. Okay. Dar, de exemplu, am găsit în frigider uh, ceva ce se cheamă maioneză fără ou, stil Țicăi. Uh -huh. Deci, Exist... nu e maioneză. Da. Scrie pe ea maioneză, e maioneză. Da, maioneză e ca, ca, ca duboșul fără glazură. Nu e doboș. Da. Uh, cum cum maioneză? Stilța tzatziki, fără ou, stilța țichii, făcută mai cu muștar, nu am uitat, ou, -am să carne. tot că sunt exact la vârsta aia, știi, unde mm -hmm. nu mai pot da, să da, citesc da. de pe etichete, dar m-am mm -hmm. închinuit, scrie mare muștar, deci tot e făcut mm -hmm. de muștar, da, da. e în rețeta clasică, ai gălbenuș crud, gălbenuș fiert, ulei, muștar, sare, asta e nu știu, eu n-am, n, -am, n -am făcut niciodată și nu o să mă apuc și de cum acum. Să mănâncă, nu? Eu știu cum se mănâncă pentru că ia, mama care a fost uh, atât de bună încât friza inconștiența la un moment dat, îmi făcea maioneză special ca să-mi pun pe pâine. Da, ba da. Câteodată îmi mai punea și niște uh, brânză dată pe răzătoare. Inventa să ia o rețetă de brânză foarte sărată, de mea de oaie, pe care o insera în maioneza aia și eu îmi puneam pe pâine. Și era ceva, o bombă calorică bună, eu eram slabă vremea aia și. elev. Dar așa ceva un părinte responsabil n-ar trebui să facă. mie îmi place la nebunie. Deci eu acum am voie, sigur, nu mă ating. Mă ating o dată de două ori pe an. De ce n-ai voie maioneză? nici E bine sau Nu, că nu vreau să mă îngraș mai mult decât am făcut-o. Dar mie îmi place la nebunie. Deci eu aș mânca și acum, ca în copilărie, aș mânca pe pâine. Mm -hmm. da. Eu țin minte că mama opnea să țin castronul ăla la maioneză, când că dădea ea acolo și era foarte important să nu se taie da. maioneza. Da. Trebuia să învârți, n-am înțeles de ce, într-un singur sens. Mm -hmm. Că dacă dădeai și în sensul ăla, îl se tăia. Da. Eu tehnologic nu știu nimic, dar după aia știu că după ce mai rămânea ceva pe fund, veneam cu o coajă de pâine și făceam curățenie. Da. așa Asta se face. Absolut obligatoriu. Da. Dar tu știi că la maioneză, la rețeta clasică, mă și eu acum, cum este trecută în la rusul gastronomic, mm. se pune așa. La un gălbenuș de ou crud se pun da. circa 150 de mililitri de ulei, da? Ok. La un mm -hmm. și la trei gălbenușuri se pun 500, Regula de, 3 simple, da. 500 de mililitri. Așa. Îți dai seama ce e acolo? Știu. E dezastru, știu De norocire Dar în același timp e ceva din care aș mânca zilnic, dacă aș putea da. Aș mânca pe pâine, dar cum nu prea mai mănânc pâine de vă lună Aș opta pentru celelalte răsfățuri de care am parte, dar rar Ciuperci cu maioneză și cu usturoi Doamne, făceam mai Deci niște oale vai, din alea vai, de ciuperci da, cea... O umplute cu maioneză Și eventual cu maioneză cu ciuperci cu asta să pune acolo un <laughs> da. da, da. Să arată băf de... Da, sigur. Știi, adică știi că există... ai, ai la ce să o asortezi. Da? Da, există maioneză de post pe care. Da. 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 Nu, nu. Aia, strașnică, veritabilă. Da, Știu, există tot felul, am văzut pe site-ul Ginei Brade, am văzut tot felul de explicații legate de originea cuvântului, mm. cum că ar fi un oraș Maio sau mao în Menorca. Așa. Așa, alții spun că ar veni de la un uh, nobil francez care era duce de Mayenne și de acolo s-ar fi transformat Mayenne în Mayon Pentru că el Așa. făcea pasta nu știu asta știu dacă el punea. făcea mândoiesc Îți dai seama dacă se întâlnea da. colonelul Sandwich cu ăsta, cu, <laughs> cu, cu Marșalul Jofre cum areșa și <gătări> și cu ăsta Maion ăsta care făcea mai 10 da, da, da. și acolo? Ce și, da. și cu <gătări> așa. <gătări> așa. Și noi să chibițăm <gătări> acolo, așa, <gătări> și să stăm să ciugulim <gătări> ce rămâne. Da. Și mai era o variantă de asta de, care mă ține mai degrabă de mit urban decât de, de realitate privind originea. A, era ceva legat de Baion, dar sunt peric minimal. Maion și Bayon. Bayon un oraș francez da, cu echipă de rugby splendidă. Și da. care mănâncă maioneză? Ei, nu știu. Așa era da. Ești cuvestea. de acord cu cartofi prăjiți cu maioneză? Sunt de acord cu cartofi prăjiți și cu zgură. adică, <laughs> <laughs> da, și cu apă de ploaie, cu, cu orice, cu nămol de la techirghiul. Deci cartofi prăjiți cu orice, dar și cu un strop de mușdei acolo. Cu mușdei? Da. să facem un top. Deci da. cu mușdei cu uh mă rog, sos de roșii, am uitat eu cum îi zice acum, cu ketchup. ketchup. Așa. Da. Deci Dar și cu, mujdea, cu maioneză, adică... Sau Mujdei. Cu mujdei, e? Mujdei. Și câteodată... Cu toate pot trei. să, mănânc, nu, pot să mănânc doar mușdei. Ca adică... Că... când îți spune pe hot dog. nu, nu prea mai, un, eu nu prea mănânc Dar hot dog. Când mâncai hot dog, da. mai sunt oameni. Da. Deci să fie și, și cu... Și, și. Da. Toate trei? Mulțumesc. Da? Da. <laughs> Dar da, nu, mușdei nu puneam în hot dog nou, că e nepoliticos. Nu. Da, nu, da. cu Așa. maioneză și și ketchup. Și ketchup. Da. ca un, două? Da. da. Și la urma da. da. cu de toate? La urma e aproape cu de toate, da. deci nu vreau ardei iute pentru că îmi pune boia. Dar nici, nici din aia foarte mult pentru că transpir. Astea sunt da. istorii da. de când mâncam shaorma. Și mai e ceva ce nu vreau. Păi acolo și spui nu vrei? Da, da, da. Că nu chiar cu de toate, dar în orice caz fără ardei iute. A, nu, și cred că în rest merg toate. A, nu, și nu-mi nu pun toate sosurile alea, îmi pun ne. doar, doar maioneză picantă. Maioneză Atat. picantă? Atât, da. Există... Există... trei sosuri. Ketchup, maioneză și maioneză picantă, care e mai portocalie, un pic mai rozalie. Da. O să mai dau că m-am uitat la mare aici pe cum vă place. Da, așa. o deci, uite, să știi că sunt multe. În primul rând, că ai maioneză de post, să știi în caz că da. da. Mm. Că dacă Eu sunt păcătos, este adică. Da. Sandviș cu vită și maioneză de casă. Da, aia. Aia. Aia, aia. aia. Da, aia trebuie. Da, 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 da. Uh, Salată de ton cu maioneză da. și ceapă roșie. Ok. Merge. Merge, Merge da, da. Salată... Cred că și la scovergărie, la mica. Maioneză? Cum, să, dea, cum... să Nu, dar am impresia că e ceva și cu maioneză. Când te duci în Belgia, acolo și iei cartofii aia mulți în con, ah. să stoarne maioneză. Da. Da? Salată cu curcan și maioneză de casă. Nu mm -hmm. spune maioneză, e bună cu orice, e bună și cu juleuri. Ah. Asta e, Fii atent. A, Asta e. De deci ce asta căutam noi și nu da. ne aminte? Că asta e din copilăria noastră. Nu știu dacă se mai face acum de asta. Cozona e. cu maioneză ouă umplute cu pate de ficat și maioneză. Păi da, pe nu ți-am spus de ou umplute din ea. Da, dar n-ai zis cu pateu și cu maioneză. Am subînțeles că e cu pateu. Am spus da. pui maioneză pe deasupra. Uite să te uiți la da? episod. Da, dar cum să nu? Am și... zis ouă umplute cu maioneză. Da, am spus pic, de pate vine. de ficat, dar s-a salată să De vinete cu maioneză. Există și varianta cu maioneză. Eu aveam o mătușă la Lugoș care făcea cu maioneză și o mătușă care făcea fără maioneză. Și amândoi erau foarte bune. Mm. Are de pui la grătar. Cu maioneză. Merge, nu? Orice merge cu maioneză. Dacă ai uh, organe sănătoase Na. și dacă nu mănânci butoiul, cred că merge la foarte multe lucruri maioneză. Salată de ou cu sos de iaurt și mărar? Nu. Mărar, din cauza mărarului. Ah, mărar mănânc marar. și crud. Nu, nu. Mărar, bătrângel, uștean, le aș mânca și crude. Salată de varză cu morcov și fasole roșie Bun. și maioneză. Ah, da, 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 da. da. O umplute cu cremă de brânză și maioneză. Da. Da? Da. Ce începe mm. cu o umplute, neapărat se termină bine. Mm -hmm. uh, supă de vită cu găluște mari, ce ai făcut aici cu maioneză? Ea, asta nu prea știu nu, asta cum e. nu. Cu... Da. Asta e. Oprește-te că maioneză. nu mai pot. maioneză. Orice cu maioneză. Da îmi pare rău că nu pot să mănânc chiar orice cu mie Și mi îmi pare rău pentru tine. Da. Am să spun cum e. Te rog, frumos. Mm -hmm. Am ușdei cu roșii și mărar și un pic de maioneză? Da. Iată-și. Mm -hmm. Uf, Doamne, ce... Pune capăt chinului. Salată a la rus de post. Salată Waldorf. Îți închid <laughs> laptopul. Salată de cartofi. Asta era cu pește afumat. Da, 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 sigur. Da. A. Foarte bun. Opriți mm -hmm. acest podcast. Opriți cu totul. oameni buni, aceasta a fost ediția de astăzi a podcastului nostru Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Por la treabă. Vorbitorii. Un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.